Ну, сядешь, что с приятным контрактом, еще раз скажу, что он президент. Меня спонил Джен, я сам директор. Я еще не во первом году речь. Я со встретил. К нам один. Чем сам к нам ушел? На трекут экзамен. Офичал. Как? Школа аута? Ну. Как экзамен? Pentru angajare? Da. Și dacă noi ne-am spus examen de angajare, noi nu suntem pregătiți. Suntem, dar... Ce căutați aici? Ah, nu, se tot ok. Dacă voi să ajuns la concluzie că examenul de angajare asta nu de not, sunt trader sau nu sunt trader, o să vă spun un minut, eu n-am spus chestia. Vreți că eu trebuie să nu sunt trader? Cine este trader? Haideți să definiți care practic la prima lecție teorie, practic o auzim chiar și la interviul mă din sau la întâlnire. Cine este trader? Mai tare! Nu, nu neapărat tranzacționează. Ăștia care de la schimburi voluntari tot... Cum problemă e ăsta? O persoană care face profit pe diferența de preț. Care face profit diferența de preț. Știți, eu de regulă iubesc la trader, mi-a adăugat persoana care face o analiză și o prognoză. Pentru că dacă vorbim numai care face speculații, noi liber schimburile valutare. Ei doar tot fac speculații. Numai că ei primesc cursul de la BNM, au euro, au dolar, au lei moldovenești și fac schimburi. Tranzacții nu fac. Ce fac, eu comisionul lor, fac profit pe sama asta. Dar traderul, eu de regulă aș prefera că noi să-i adăugăm chestia. Mai faci și o analiză și mai faci și o prognoză. Sunteți de acord cu mine? Da. Sunteți trader? Nu, da. Ia să faci o analiză. Da. Ia să faci o prognoză. Sigur. Ну, супер, atunci. Atunci nu mă duci, atunci rămâi să te rog. Și ține cu angajarea, băieț. Ну, eu nu știu, știți cum. Regul, voi bună parte vin pentru angajare. Pe urmă, îți primești că sfârșit cursul eu, bună parte se refuză. Cu bună parte nu s-a... Nu sunt destrăduințe care trebuie pentru ca să sună testul. Asta deja le-am depinde fiecare. Dar dacă voi, pe parcursul, o pregătire, în decurs de 3 săptămâni zile, v-ați gândit măcar vreodată să aveți pe viitor contul vostru propriu personal, apoi să știți că gata, voi testul să aibă șansă ca să-l susțineți. Testul poate să-l susțină numai persoana care e imbibat, eu vreau angajare, eu vreau angajare, eu vreau angajare, eu vreau angajare. Poftim? Cine vrea angajare? Păi asta, cine vrea angajare? Asta e pur și simplu testul, majoritatea eu trader numai din cauza asta că ei, de unde eu să iau mâine niște bani să-mi schimb contul meu, chiar dacă eu vreau contul meu? Așa că des îmi văd, des îmi șer, poate îmi rog, poate îmi primești să-l și test. Numai că acolo trebuie străduință, trebuie puțin de concentrație. Și că dar nu e complicat. Nu e nimic greu la test. Pur și simplu, este un moment în care tine te impune să faci și să respecti careva reguli. Asta dacă vorbim de test. Persoana care face o analiză, face o prognoză, el deja de mine este trader. Face el bani pe real sau pe demo, asta de-a mai altă întrebare. Pentru mine sunt trader cei care pot face o analiză și o prognoză. Este cineva care nu poate face o analiză și o prognoză? Elementar. Plus două traderi, trei nivele, iar eu așa de nouă ani ținut. Până prost se primește și chiar foarte bine se primește. Da, întoarcem la tema noastră de astăzi. Care e tema noastră de astăzi? Să voi să zic că domnul Eugen și... Putem? Nu contează tema noastră. Da, nu contează tema. Puteți vorbim despre altceva, da? Că dar tema este, care o propus însuși colegii mei, este startup-ul. Corect între ei. Startup, corect între ei. De ce anume tema asta? Presupunem, sunt trei categorii de trader, adică succesul, o spunem, drumul traderului când ei încep tranzacționarea. Eu vreau ca dumneavoastră să înțelegeți un moment. Noi nu discutăm despre persoane care deschid cont. Că cel care deschide contul încă nu înseamnă nimic. Noi astăzi discutăm despre persoane care încep trading-ul. Tranzacționează. Este prima categorie de persoane
care tranzacționează ani zile. Fac extrage, odată pe unul, odată în două luni, odată în trei luni. Dar fac extrage deja de-am periodic. Eu nu știu cum. Spunem așa, trader independență. Am un trader independență. Haideți voi, gândire. Stabil? Stabil? Da, spune spus. Trei de stabil. Este două categorii de trader. Extrage nou făcut, dar stau într-un fel de așa. O leac fac profit, o leac în minus, o leac în profit, o leac în minus. O leac fac profit, pe urmă eu minus iar stiam, nu mai discută așa. Ei, da, extrage dat sau? Rare ori. Practic. E că este așa situație. Eu vă spun că voi să înțelegeți că noi nu doar formăm traderi. Scopul double case-ul este cum traderi cești se dezvoltă permanent. Cel puțin mai mult, cum și să te înțelegi traderi, dar mai mult. Eu vă spun care categorie este. Care stă un fel că eu, și nu numai eu, dar colegii, stăm permanent și ne gândim ce să facem, cum să facem, și să mai insuflăm ca persoana dată să fie și el un trader stabil. A, e o barieră psihologică. Evident că o problemă este. Eu acum ies că... Masterclass trecut de chestia asta. Așa, așa masterclass de trecut de asta. Nu știu ce vreau. Trader... Cum am numit de ce asta? Blocat. Blocat. Și este trei categorii care cel mai mult ați vorbit despre trei categorii astăzi. Traderii care fac un profit, fac extragere și pe un dus. Mulțumesc! Da, din cap și înțeles că undeva, prin cineva, au trecut prin asta. Nu sunt și sens. Ajuns la zero. Deci, fac profit, fac extragere și pe urmă nu știu de ce cauză se blochează, se opresc, plus, minus, zero. Cum îi numim pe aceștia? Temporal? Nu faci. Acum, scop, cât s-a dat mult visul. Nu vorbesc de perioadă, perioadă în totul. Eu că mers spre atorii, eu poate să ajute traderii, da, eu la cerință double case-ul poate să fac orice. Păi, ori indiferent traderul. Cum și ce face. Da, cât scopul vostru, cât scopul nostru este, dacă cineva se află în categoria 2, că eu sunt sigur că se află în categoria 2, mai puțin cred că este cineva în sală care e în categoria 1, un trader de minus 2000, cam câțiva care, dacă sincer, niciodată nici întrebare pe tranzacționare nu pot face. Niciodată nu pot face. De aia că s-a pornit, îl schiz cont, reinvestiții, extrage, reinvestiții, nu m-am anunțat. Eu vreau să ne reinvestesc, eu vreau să fac extrage. Te rog frumos, vă rog frumos, sunt de cei care de-am te rog, mă roagă, direct, încă, mă roagă la dumneavoastră încă. Moși ca scopul nostru este ambele aceste două categorii, din 2 și 3, să-i aducem la prima categorie. Eu nu știu, e posibil sau nu e posibil? Dacă e posibil pe toți, că dar e posibil. Întrebarea este dacă e posibil, puteți de adus la prima categorie. Cine vrea să ajungă prima categorie? Nu că am dat să adică mai mult, dar cineva chiar în general să nu vă adică mai mult. Deci să zic că nu toți vor la trader stabil să fie. Nu. Poate cineva are și scopul acesta. Eu de regulă mă supăr. Să spun așa, mă supăram pe deași. Pentru că eu nu știu dacă voi ați observat, dar noi, într-adevăr, pe chestii lucrăm foarte mult. De asta, practic, două, trei luni și consultantul ori rezistă, ori pleacă de aici. Altfel nu poate. Și noi totuși muncim cu scopul oricare, că să-i facem puteți în trei de stabili. Că dezvoltăm domeniul dat anunțat. Da,
Trei din aceștia, asta e ok. Aici pur și simplu e problema cu faptul de psihologic. Dar aceștia, de regulă, se transformă în cazioniști. Sau cum îi numesc eu, traderași. Eu astăzi îți dau exemplu și poate cineva se simte deja în piele, dar să știți. Eu îți dau exemplu despre traderii mei. Dacă vineri, vine după extrager, dacă aveți fie, vine să-l chem aici, să-l scot în față și vă o să-l povestească. Cum am făcut bani și vreau să fac mai departe. Cândva am fost și eu aici. Iar de aici n-am fost niciodată. Aici n-am fost niciodată. Dar aici am fost. De asta noi astăzi îți vorbim despre startup-ul trading-ului, corect, pentru fiecare trader. Dar până atunci eu vreau, în primul rând, să ajungem, spun așa, să facem o introducere. Ce este startup-ul în general? Ce înțelegeți voi prin cuvântul startup-ul? Ce înțelegeți? Ceva nou. O idee. O idee. O idee, primii pași. Noi putem spune că trading-ul, a noi în Moldova, este ca un startup. Da. Da sau nu? Da. De ce da? De ce nu dacă cineva a spus nu? Pentru că noi, care e la etapa aia, incipient, spun așa, lumea nu precunoaște, nu cunoaște care se avantajă. Este total de acord. Mi-a spus că web trading-ul, la noi în Moldova, el e startup. Beginning. Eu am început. Dacă sunt trader care tranzacționează, bun, eu tranzacționez am ușa în august, asta am 9 ani zilnic, când sunt tranzacționare. Am trader care tranzacționează și peste 15-20 de ani zile, dar nu e mult rău tranzacționează. Dar oricum, domeniul dat, el e nou. Din ce cauză e nou? Pentru că eu, în primul rând, nu e predat așa cum trebuie să fie la universitate. Nu e predat așa cum trebuie să fie la universitate. La fizic nu e lege, concret cum să veniturile noastre. Și plus, da, într-adevăr, mulți nu cunosc. Chiar dacă la noi este bursă, în Moldova este bursă. A noi doar să tranzacționează cu opțiune, companiilor moldovenești. Dar el nu e dezvoltat. Mult timp. Nu, asta de-am iau două întrebare. De ce timp? Pentru că nu este. Dacă nu este, să-mi spună, de 1 milion scumpere, dacă, prin 2016. Chiar dacă eu eram în temă, să vină cineva să-mi zică, dă-mi 100.000 de dolari să cumpărăm criptovalute, Bitcoin. Da, am auzit ceva despre Bitcoin. Cum eu îți dau 100.000 de dolari? Nu, eu nu de asta am avut vedere. Adică multe persoane încercat sau au auzit ceva de genul și adică a fost o experiență negativă, să spun așa. Mai multe de asta am avut. Haideți să discutăm despre asta. Din ce considerăm că eu ei îți primească negativ? Am vorbit cu mai multe persoane, adică am auzit și cazuri în care persoana și-a vândut apartamentul, da, ca să meargă pe bursă, da, și au rămas în zero. Adică... Da, și ei cu rămas în zero, ăsta e ok, și eu am pierdut contul. Și nu 1, și nu 2, și nu 3, dar mai multe. De ce? Nu. N-avea cunoștință, nu merită un broker, Iulia, nu știe tranzacționa, care e problemă? Ce e că ajuns să zic că sună cu minte, că poate să fie și asta. Păi că existențele de genul nostru, pur și simplu e cazul în față și da, înțelege-l cum vrei. Bine, iată, dacă voi priveți știrile la oricare televiziune, s-ar arată la știri că astăzi au fost 20 de accidente. Rutiere. O să și riesc, eu mâine gata, mă duc pe jos sau? Facem sport. Da, facem sport. Nu, eu direct cu deologie de sport să fac. Nu, înțelegeți ideea care? Doar acolo e statistică, azi 20 de accidente au fost. Rutier. Eu și ce trebuie să fac? Și mulți nu înțeleg corect trading-ul și pe altă parte înțeleg că astea în fel de excrucherii oarecare machinații făcute. Bine. Haideți să alt moment. Și ei și gândesc alții, bun, asta să fie două întrebări, cu timpul poate mi-o pași de deși.
Mine acum mă interesează trader de la Double Key și OPD Ro. E că reală, pe mine asta mă interesează. Pentru că dacă el se duce la alt broker, eu nu pot să răspund de asta. Înțelegeți? Mine mă interesează că cei care sunt sau și cei care nu sunt sau nu au reușit asta să vină, a ce e să aibă rezultate. Pe mine asta mă interesează, cum am pune totul. Pentru că sunt și situații când cunosc și eu persoane care au fost la alți broker, au făcut profit, când se fac extragere, nu-i broker. Tot e zero. Nu cu pierdut, dar cu spre broker, cu bani. Nu. Nu știu cum e chiar. Nu, asta așa e o... emoție. Așa e o decizie. Nu că emoție. Nu. Respectiv că eu am un cont care eu des prostii nu fac. Adică eu la mine un fel de stabil, crește, medin, umedin, el crește. Dar paralel îmi deschid alte conturi și experimentez. Ca și fiecare om, tu am nevoie de adrenalină. Voi vă dați seama, eu sunt tranzacționer 50% profit pe om. Mă duc mai gine în America, peste vechi sau în dar asta e ceea ce e normal în business. De asta este un cont care eu 50% dat în 3-4 luni în duși, altele conturi care eu experimentez. Întoarcem înapoi la ceea că trading-ul la noi totuși este un business sau este un domeniu nou. Asta trebuie până să ne sperie? Nu. Credeți că traderii nu au succes din cauza asta că e domeniul nou în Moldova? Nu. Deci nu e în asta. Poftim? Este în asta un motiv. Eu aș spune și că trebuie să nu știe. Nu este tehnologie, din fel, nu este pușa. Da, dar este de lungi, sunt în vas. Eu vă învață. Este. Sau ești cineva din Double Case care v-a spus deschide cursuri, cum ești așa? Nu, eu am un vid la general, am văzut ca motorul, de exemplu, eu până nu am văzut pe internet Double Case, n-am știut, să ridic cu ochii mei și să spun, Piatrium stă scrie Double Case. Așa, Piatrium nu scrie Double Case. Filerul. Filerul nu scrie, Double Case nu are așa bani, pentru așa publicitate. Bun, deci dacă noi... Eu n-aș considera că asta e problemă. În 9 ani în urmă, în general, dacă moia cineva își mai permite, mai are timp să mai lăs un feedback pozitiv sau mai simt recomandări, nouă ani în urmă, sincer vă vă spun. Când mă scrie Forex în internet, e cu antivirus, virus era de deoxitere. Comentarii, лохотро, нищуно, ну ти врей, бань пердоц, омаджава, Doamne ferește. Unul din plusurile mele este că eu nu citesc. Real, nu știu dat, nu am citit. Nu numai și legat de domeniul dat, dar în general, orice. Eu acum când mă uit pe Facebook, deodată că este acolo o grupă unde stau bărbații, mai ales. Vreau să-mi cumpăr un Audi A6. Ce părere aveți despre el? Eu nu înțeleg cine îl cumpără. Cei care dau feedback-ul sau tu îl cumpăr? Cine cumpără Audi cel A6? Nu, logic. Nu-i mai simplu să te urci în automobil, ai făcut un test drive, ți-o făcut cum conduci, e confort, e comod, ai dus la autoservice, l-ai verificat, corect? Și cum l-a făcut? Asta e părerea ta. Poftim? Asta e părerea ta, mereu. Foarte corect. Și acolo sunt ce? Măi, bun! Nu-i bun, băi, că numai service am stat cu DS. Băi, că tăi numai prietenii vedușii. Băi, nu știu ce. Cum e că după atâtea feedback-uri tu poți să alegi să iei o decizie? Nu știu. De asta v-aș recomanda și vouă să nu citiți. Să nu citiți pentru că asta e moment care... Eu nu știu, în primul rând nu știu. Cine are timp să scrie feedback-uri și comentarii și așa mai departe. Asta e lucru.
Eu nu cred că e problemă, da, undeva poate să influențeze la nivel psihologic, ne, că noi spunem rodilor noastre, că eu vreau să investesc vreo 50.000 de dolari în asta. Vă ce, voi ce ești nebune, tot e puie puie ca așa eu, numai că e drept că eu cu 5.000 primul pont am deschis. Am avut noroc și am întrebat pe cumnatul meu. Și părerea aia, că eu vreau în mână să putem să pun 5.000. Din prunta, sunt gata de plătesc, mă gata de comision, tot așa. Mâine să mă duc să-l pun. Și ești nebun, dacă îl pui acolo, eu gen, gata, și nu mai scos nimic tură. Și gata. Dacă îi pui, apoi te duci. Я, конечно, сам не как. А ну, в момент лечения, где психологии, кому инфлюенциазм. Сейчас заспоем, все наступает, а то еще. Резко, я вам говорю, ну, я рам сигур. И ничего. Курек? Сау. Есть у Алта кисти, поэтому если тем, где принешь к чьего, с ней, в ним бог. О, пробарь, да, фуарки курек, о, пробарь, ясно. Инкуражазм. Адька, psihologia mea așa când cineva îți spune că e bine și frumos, ai o oarecare, dar nu poate fi dat ideal. Adică nu ați spuneți că e posibil totuși să ajungi la zero. Vă s-a menționat. Pentru că dacă ați spune că e tot super, 100% pe lună, facem tot, nu, asta ar părere să faci. Dar nimeni interesant, că când eu spun că se poate făcut profit, ușor, frumos, calm, nu știți că e ceva cu mine. Dar, есть же шаг ситуации, парантезы, что мы не парим. Не интересно, потому что вы его взяли парантезы? Да. Директор трейдер на опыт. Или спой, как да, ты просто ваш профит, как да, мы брать такого, фукута, ша, ша, ша. Да, есть же ситуация. Шкин, подзеш, что сбит, добьют сейчас спуск, есть же. И не думаю, что напью на эмоции. Я буду на версию, на которой мы свободны. Но я сгорби мастер, плюс или минус, куда, когда так более страхов консультанции, куда то зацепим деталят. Уна кем рапид, уна на деталят, фидбэк у вас для. Я убил тот же санцеле, кали проблема. На момент, экземпл, я убил, то есть, ну, я рамка сотрит, социер, ну, возу трист, чисто интерплат, ну, врелся из пуп, по-моему, я спус. Что не да, так, два интригуется. Это сплачь, то меня, да. Да, он плачь. Ту крецом, то меня, да. Да, он плачь. Ты промотал банк во фрате? Ну, что? Я как, мне нужно еще кого-то купить, ясно? Если не хватит, так, ну, ГСС купать, если могу, я психотарию говорю, ну, не нужно, идеи вам. Да, это увидели, карьеры ценник, но вам можно, когда не способ. Кто-то, я ему тримел свил, тот ему тримел. Знаете, с момента, честно? Я, конечно, ну, фост, такая, антребер для чести, вот три паты, как мне, да? Eu nu știu dacă eu avem să fiu acum în fața voastră. Da, m-am dus, am luat 5.000, le-am pus, și de săptămână am făcut 4.000 și următoarea zi. Nu, plus vreo 200, tot ziua, tot ziua. Ai de cafea rămâne? Da! Dacă sunt dublat, așa și cu mine. Eu undeva influențează chestia asta. Dar pe urmă eu am înțeles că eu nu trebuie să scurt nimeni. Și chiar dacă și vreau să scurt pe cineva, trebuie să scurt persoana care cunoaște domeniul în care vreau să mă scurt. Deși, băieți, asta e. Asta e foarte important în momentul acesta. Eu am fost psihotare. Când am venit psihotare, eu vreau să investesc. Să încep și eu un business, cum e muncă. De regulă, toată viața asta și-am visat. Să fiu un antreprenor, снова кресло ними, снова салари, снова, ну что, мече. Что комбинши, когда ты был в испунке, а ваша шоу фост инвестиций на анимальный фост. Оказывается, принц анимальный кресте, а эти вроде скидывал магазин, бутик, кар. Принц кресло анимальный, его еще с венками. Сам же пусть он для приятного. Чипа, рели, ау, искри. Шкредец, ну, мать, форекс, вот без того. Карня asta e ceva care e mai des ori într-un moment, corect? Și nu știu cum, și glumește, dar trebuie să nu-i profitabil business, până vine fizic, statul, chestii, trebuie să ieși și până nu le dai câte 10.000, nu știu.
Așa că un cap, vășe că le-a, dar eu nu mai vreau să mă ocup cu cap. Adică exact așa situație care voi primiți când întrebați de Forex. Mă îți dă întrebare. Oare sunt oameni potriviți pe care noi îi întrebăm? Nu știți potriviți. Exact așa situație, eu primul automobil tot am dat întrebare. Ai și părerea aia că vreau să-mi țin pe automobil. Am mâine am mai cumpărat un automobil și iarăși m-am mâncat într-un loc și am întrebat părerea cuiva. Tu ia ți-a zis că nu se merită să cumperi, să cheltui bani în doi. Și asta nu e numai legat de forță, vezi. Asta de orice. Dacă voi în ceva vreți vă dezvoltați, sau vreți să faci ceva, sau vreți să procurați ceva, dacă voi să întrebați părerea cuiva, practic așa să fie. Cum prietenii care am întrebat de automobil, noi tot cunosc automobilul. Asta deja avem de altă parte. Deci în cauze de opt și răspunsuri, asta de-am un iar ceva. Eu nu vreau să întâmplă detalii, că e invidios, că s-o mai bine, că... Nu știu. Eu o să aminte mai de un caz, prietenul meu care mi-a împrumutat mie vreo 3 ani în urmă, la sunt pe Viber, că eu în America. La sunt pe Viber și eu tot am cumpărat să-mi pun și eu automobil, mă auzat să-mi pun și el am o întrebare, am o discuție foarte importantă cu el. Hai să spun, mă. Uite, dar el are vreo 2-3 pregăți de construcție în New York, care faci și reparații. Și îmi spune, uite, eu acum, cu un prieten de meu, ca tot micul metru, ne-am gândit să facem niște reinvestiții. Evident că nu mici, cu deja vorba de minim câte un milion. Ca să cumpărăm câte o clădire de asta părăsită în New York, de 5, 4, 3 etaje, să o reparăm tot și acum, evident, să o vindem. Ce părere ai? Exact așa, nu știu, crută? Da, să fie o leacă greu, să ai careva vinde și evident, crută, tu de mură trebuie să treci la altul meu, dar nu știu cât prost să faci reparații prin apartament, dar trebuie să treci la altul meu. E că ceva de genul ăsta am spus. Multul dispărut. Vreo 3-4 minute, nici nu știu un cuvânt. Alo, alo, mă auzi? Da, da, te aud. Și am spus, mulțumesc. De ce? Puteți că îi întreb, chiar și soția, cum e atra, pentru ce ți este ghești? De ce nu ți-i gine ție? Înțelegeți momentul acesta? Păi stai ieșire din zona confort. Da. Foarte corect. Persoana a ajuns, e ca aici. Eu simt că eu trebuie să trag asta, trebuie să treacă de acolo. Și eu da, într-adevăr, are nevoie de măcar un nivel psihologic și cineva să-l susțină. Așa e firea omenească. Și când te să-ți spun că nu strebiești, eu stai blocat și încep să cadă înapoi în jos. Iar că asta, practic, e că se înseamnă cu asta. Asta practic înseamnă că traderii blocați, care stau într-o zonă de confort, sau cum îi spun eu, trend lateral. Undeva e că v-am dat și în șec din situație. Vă trebuie să o susținem de asta în nivel psihologic. Dar noi pe noi vrem cum ne putem susține cumva. Puteți. Să vă puneți plan. Scop. Dar dacă nu poți sări, cum să se întâmplă? Dacă nu poți sări mai mult de un metru, dar tu vrei să ajungi în spațiu. Puneți scop, săriți 5 metri. Nu așa-i sărit. Eu am avut bariere că nu puteam trece jumătate de milion. De ce? Pentru că eu ne-am pus scop de un milion. Și noi ziceam, practic, la jumătate de milion și nu puteam trece. Că un cont nu puteam tranzacționa mai departe. Mă ce mai minus înapoi. Ce am făcut? Dar e drept că mi-a trebuit timp băieță asta. Nu înseamnă că eu în timp de o săptămână am găsit în șef din situație. Că voi să înțelegeți, eu n-am avut consultant. Eu real n-am avut consultant niciodată. Eu n-am avut nici o susținere. La mine, consultantul meu a fost 2 săptămâni și când o sunam și-l întrebam pe euro-dolari, eu ne-așa îmi spune. Când ce-i zic eu spun? Bani în spate. Ești pe bani. Gata. Nici o părere
situație, vin la oficiu să vedem, să nu știu ce. Nu era așa ceva. De asta eu își construiesc acum, colegii mei, că am simțit că era nevoie de asta, de timpul ceva. Sunt sigur că dacă era asta, aveam să cresc mai repede. Și ce făceam eu, că nu putem trece de barieră? Pur și simplu puneam planta mai mare. Scaune. Vedeți, dacă găsiți un scaun, puteți să intrați. Mărim pur și simplu planta. Dacă dumneavoastră corect a spus că eu vreau să sar un metru, dar nu pot să-l sar. Nu îți primește că îl sar, practic 80 cm. 70 cm. Și nu ai ajuns la un metru. Adică, practic, atâta. Dar știți din ce cauză? Pentru că creierul nostru, el practic ajunge în limita scopului nostru pus. Am eu să dau un exemplu de trading, că noi când punem take profit. Majoritatea trading-ul așteaptă să fie închis în take profit. De ce? Scopul doar nu e prețul care e pus la take profit. Dacă noi plăsăm take profit, corect? Dar scopul nu e asta. Prognoza noastră nu înseamnă că el se închide în take profit. Prognoza noastră înseamnă că el să ajungă în regiunea asta. Take profit este pur și simplu dacă eu nu sunt față calculatorul, se închid în take profit. Noi nu putem să ghicim 100% unde poate să ajungă prețul. Asta nici nu e normal. Noi tot timpul dăm un diapazon. Chiar că el poate să ajungă aici, aici, aici. Și că când creierul ajunge, când piața ajunge aici, creierul gata, undeva, de-am el înțelege că piața a ajuns la scopul meu. E ca așa și cu săritul un metru în sus, ajunge la un milion. Anume asta e situația asta, pentru că creierul vostru ajunge la concluzie că el îndeplinit sarcina lui. El a ajuns la scopul cel. Adică eu când îmi pun, de exemplu, sau voi când îmi pun să cumpăr un automobil, concret vreau cu anume chiar că full completație. Sau pur și simplu să fie am cel, modelul cel și să aibă careva completație. Dar diferența voi știți, cu unul costă 30.000, unul 40.000, dar unul 50.000 costă. Același model, diferența poate de la astea. E că creierul nostru, anume asta și ajunge. Și în cazul dat, mie nu trebuie mult timp. Eu pur și simplu îi mărim planca. Ca creierul se concentrează cum mărim să ajungă la 2 milioane. Și când el se concentrează cum să ajungă la 2 milioane, el depășește și mai de milioane. Iată, pentru situația asta. Voi vă punem scopul, de exemplu, vreau 1.000 de dolari. Sau vă punem scopul acolo, vreau din 5.000 să ajung la 20.000. Și voi ajungeți, practic, la 5-16.000 și stați. Și începeți să vă cumpărâți înapoi în geasă. Pentru că voi nu plăsați următoarea planca. Dezbatem cu tireacul la temă. Dar oricum e nevoie și trecem înapoi. Noi, trading, putem să-l numim ca afacere? De ce? De ce bine? De ce bine? Bun răspuns. Nu toate afacerea de bine. Nu e tot timp. Nu e tot timp. Deschid o afacere ca să ne ducă bani. Orice crezi, dar mă chiar să deschid ca să facă bani? Deci când vă uitați la fisc și vedeți acolo că rare ori când veniturile stupă cheltuielile, voi ați dați întrebare când și văbșe dau la chestiul să întrebiești. Eu întrebiești pentru că eu întrebi de vol. Nu că eu vreau, dar eu când am plecat de așa o companie, câțiva colegi de mine, trader și aș spune să deschideți compania voastră. Nu unde este tot. Hai, da, deschidem, hai, ce-am plecat. Ca să știți, dar ok, să nu-i pot fi. Ia să-și concurenț nici n-are. Ca nu mi se facă așa cum faci, dar ok, să nu faci nimic. Dar cum fac alții? Cheltuieli mari. Ok? Cum fac alții? Alții nu fac bine. Am înțeles că sunt de 4 zile lecție, to, 2 săptămâni maxim lecție. Jalea nu. Eu zic că i-am ieșit trei lecții. Noi lucrăm aici o lună și apelăm după o lună, o săptămână, două, coordonăm, pentru că mai facem masterclass-uri. Și tot ajungem la concluzie, tot e puțin de altă, mai trebuie ceva. Nu, cred că cam așa ceva.
De ce este afacere? De ce noi socotim trading ca afacere? Eu dacă sunt în calitate de investitor și dau la un trader 100.000 de lei, ce, am deschis business? Da, da, făcut investiții. Investiții de bani, efortul, timp, timp. Ok. Nu lucrezi la cineva? Știți, eu am auzit că double case e ușor. Да вот это мы с кем выходим. То есть, что выходим, я был ушел. Но мы ушел, ну что, мы как-то... И что сказал, мы дом как-то все. Просто там ушел на весь еще репрезентал в руке, там на весь момент. Не думаю, не сильно на руке с мархей. Генерал, а кто на тебе беса падала, точно? Шастый коллег. Там у меня же ворба, у нас зимой на тренеру фичу. Dar deschidem ochii. Fac șor sau plăcătine, cred că noi să facem bani. Dacă la universitate... Păi noi facem bani, plătim impozite și fac și bani. Nu, trebuie. Tași înapoi la business. Face. Ca tare, trading-ul, noi trebuie să-l socotim ca afacere. Problema este că ei n-au să-l pot. Predicați mâna în sus, fără rușinic, noi toți svăi suntem aici. Câți sunt în categoria asta? A treia? Da. Care vă cu profitul, vă cu extrage și pe urmă zero. Fără extrage. Fără extrage. Ok, care fără extrage? Резус рушняцкий, да. Ну, рез номер контролирует, да. Кызнем вой, у вас инжерку, инселекшн сам на бизнес. Нас инселекшн сам на бизнес, что воздух снижет. Ну, один осколь, не кажется. Окей, тарь интересант. Adică știți ce înseamnă business, dar oricum v-ați dus în jos. Eu? La mine? Da, 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 odmeasă, odmeasă. Odmeasă să fie mâine, că sunteți legătile. Teoretic, cât de la până la ea, nu știu, nu atât de jos până, dar practic, practic am învățat tot teoretic. Eu nu respect X-Marion și o problemă foarte mare în mine și vedem că știu real. Fai să așa ca și mine și cum fac o bună parte în trei dimensii, dar două puncte. Pun mășcați, dar pe unul. Eu pe două mă joc și cu unul. Eu sper până la sfârșitul masterclass-ul ceva să primiți și într-adevăr să vă schimbe puțin viziunea. Problema este într-adevăr că noi teoretic înțelegem cu atât ce înseamnă business. Dar practic, noi nu o facem și n-am înțeles. E că mulți traderi îmi dau o întrebare. Dați-mi vreo carte să știți despre tranzacționare. Nu e real, băieți. Voi trebuie puteți să faceți o analiză. Cât e de simplu ei e profit adus. O prognoză. Cât e de simplu ei e profit adus. Pentru ce voi să mai citiți o altă carte despre tranzacționare, strategii noi și nu știu mai ce. Dar întrebarea este, din partea mea, cine o citit sau cât s-au citit cărți legate de business, de dezvoltare business-ului. Bucurător. Haideți să vorbim mai de business atunci. E că s-o cutiți că eu sunt antreprenor, am 100.000 de baxuri, pentru Moldova, da? Milion aspect. 100.000 de baxuri. Mi-a sunteți persoana care cunoaște să dezvoltați business-ul. Ce sfaturi îmi dați dumneavoastră de la început? Nu un trading. Nu
fiecare domeniu. Haideți să facem așa un mic experiment, că eu să înțeleg. Și mi-a spus? Da. Haideți. Ce să facem? Că eu am 100.000 bani. În primul rând trebuie să te aștepți ca scoți repede bani. Tot profitul îl pui înapoi. Trebuie de analizat piața. Ideea. Trebuie să-i îndeie. Da. Dacă nu-i ce crezi. Îmi vreau pe o fraudă. Un automobil. Și încerc împreună să merg nasă. Îmi place. Da. Vă gândiți să faci un poligon special? Nu, de ghea nu știu pot spune asta ce are. Dar este poligon, înțeles că este. Ok, vechi, cumpărat, încă o este. Și alte companii toți sunt dat ok, tot e. Bun, haideți, eu înțeleg că voi vreau să vă spun, dacă să ocultiți că eu am o subvenitoare, nu te mai de psihotare. Presupunem, vreau să investesc în agricultură. Ce trebuie să fac în primii pași? Piața n-ai așa, ce să ne-am făcut piața. Trebuie să am concurență. Nu, eu pot spune Nu, dar nu spuneți dacă el are succes sau nu are succes. Dați-mi un exemplu. Eu vreau să aud pe cei care au citit cărți și o înțeleg ce înseamnă business. Recomand să plecați la optală. Nu, ruta. Asta e citit de agricultură. De pe psihotare am adus 100.000 de lei ca să investesc în mai Moldova, să vin cu leacă economie, mai mă permiți să mă permiți. Pentru că situația în cauza noastră permiți să ridicați cu. Eu nu cred că ceva imposibil la noi în țară. Eu de acord, dar acum, actual? Plusul acesta, eu nu caut cai ușor. Hardcore? Da, eu de cânța. Am taur, am două înspunește. Eu de cânța, ia. Eu poate să-mi spui de ce zici de ui, băi, schimb domeniul, zic că nu. Eu până nu merg la urmă și n-am succes acolo, eu nu am de acolo. La mea să spun scălare vină, dar că e schimb. Cu scheme? E direct un noi business, nu e scheme. Eu v-am spus că și strategie transacționează de 9 ani țări. Și e de strânduri, ești de bază. Da, evident, tu dat figurile, Fibonacci, când respectiv. Și am stochast cu MCD-ul și Moving Average 233. Dar ele sunt ca alternativă, adăugător. Dar de bază sunt nivelele și trânduri. Cei care au condurneale, ați văzut astăzi în grupă, practic acolo trânduri, corecții, impuls. E ca așa nouă ani de tranzacție. Adică dacă eu eram un adept al schemelor sau strategiilor noi, eu aveam să știu sau să cunosc altceva mai mult. Dar eu de regulă nu mă strădui să caut ceva mai bun decât ce și este. Eu am învățat un lucru și am văzut pe prietenii mei și pe trader, cei care desenează scheme, ceva poate mai ușor. Rezultate pe perioada scurtă, dacă mă iau cu ceva. De asta eu am ales calea asta, unde eu trebuie să lucrez, zi și noapte, 24 de ore, și numai atunci eu am să ajung la rezultatul oricare. La mine așa a fost. Bun, n-am mulți ani, am 35, dar până la momentul actual doar nu așa am rezultat. Și dacă voi observați, eu și acum lucrez. Mie mulți trei de îmi dau întrebare, atunci și dumneavoastră lucrați. Da, trudagolic. Fix asta întrebare de ce pot să fac dacă nu am să lucrez. Eram în fost jumătate de an trader, numai când nu eram consultant financiar, eu îmi turbam acasă. Știam toate filmele, știam toate barbele, toate drumurile, uchei vechi, toate momentele astea noastre istorici. Cât se poate de ele? De 3 ori, de 4 ori te dus la uchei vechi? Te dus, nu te dus. Fiecare om are nevoie de ocupație. Haideți, dați-mi un sfat. Ce să fac eu cu subminitoare? Facem analiză, de exemplu, a unor plantații care sunt factorul de risc, de exemplu, în agricultură, dacă spunem. Da? Trebuie să alegem o plantație care este mai profitabilă, să spunem. Da? Pur pe risc. Păi ați spus de nuci. Da, da. E o perioadă lungă. E ok nuci? Da. Asta să rămâi la copie, faci.
Eu mai am trăiesc, că vreau să trăiesc. Dacă 20-30 de ani, că vreau să trăiesc. Mă, și dacă o stăruie interesant. Nu mi-aș apăt. Între timp? Ustăruie e scump. E o idee. Va fi implantație de afine. Dar putem să o cumpărăm gata. Pentru că mai în pandemie, cum oameni în două în bară, de asta nu aș fi chiar cestit, da. Dar ce nu cestit? E șor, deși pe incidenț că... Da, ați văzut vreun business cestit? Nu e ca biserică. Iar m-ați dat plată aici. Dar timpul nu e literat cu șeferă. Noi avem doi trader care schilă pe ei. Ei cred că nu s-a spărat. Nu știu ce mi-am jurat, e super. Nu să știți asta. Ce business? O, omul să duci pe bol de 25 lei. Putem? Donație. Nu poți spune despre business. Păi tot trebuie să avem... E business. Păi noi, doar trading-ul... Fărșinski declară că asta e donație. Și nu achită nimic. Ești la mai este tranzacționă pe piață. Donație. Tu n-ai spus ceva. Nu, 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 donație. Mie mi-a plăcut ideea că, nu știu, că mi-a spus cu ustroi. Că eu sunt gata să mestesc cu ustroi. Dovai am ustroi. Ce să fac cu ustroi? Paralelă, nu-ți cu ustroi. Nu-ți cu ustroi? Nu vreau nu-și că sunt concurenți. Dar unde s-au venit din ustroi? Asta e a doua întrebare. Păi ia ca prima a fost a doua. Unde se văd? Trebuie să vedem unde putem să facem. Băi, puteți să ne sândați că sfatul, ce-ți fac eu? Primul pas, a doua, a treia, a patru pas. Cum mă găsim de spate în chiar, dar contractul fi să continuă la urmă. Spate. Încă. E bine din ești piața națională și internațională, că de obicei e... Câți nevoie piesc cu stroia? Să mânce. Nici mai sau. Nu, eu iubesc cu stăpânt. Mă iubesc cu stăpânt, cu idei. Și în timp de pandemie și cu 20 grame de rechiri, casă, stăpânt. Cred că așa și m-am protejat din COVID. Apropo, câți nevoie au COVID? Eu? Ce-am zis? Eu tot am. Ноябрь, декабрь. Мы два года, ну что? Да. Я тот, а мы выше нам что ли, да? На Канаде там антикорпус, потому что спуск практика. Ноябрь, декабрь. У меня тоже социолог. Немецкий тот, а мы там выше нам смысл. Вот трекут, не для вас не смысл. Вот трекут, при мне, не смысл, что сам пьем. Ну, мы требовали ковида, оставляем ничего, что скажем, так. Ну, просто зычка. Dacă anul trecut auzeam cineva că e avut sau e are COVID, tu uiteai la dânsul că, că, nu știu, îmi spun și ce se numește să spun. Acum asta e normal ceva. Am COVID, da, dai pe aici. Cineva special zice, chiar des, mă lipsesc și-o de COVID, mă iei de strec să am anticor. Ce facem cu business-ul? Eu până final ajung la concluzie că eu nu pot dezvolt business. De business este un tractor, sămănătoare și putem să investim în grâu. Și investim în grâu, investiția de 1500 la hectar, el plus minus de la 3 tone anual de hectar. Grâul e stabil, 1,82 lei, scoatem 6.000 de lei din hectar. Dacă îi secetăm? Dacă îi secetă, el dă o tonă, scoți cheltuieri, că eu nu ești cu greu. Este a doua vorba, dacă nu îi secetă, deși îi par concurență. Concurență? Da, dar oricum, dacă dumneavoastră sunteți cu un tonaj mare, puteți încheia... Sud-mii. Puteți încheia tonaj cu... Pe aștept, iau strâns în psihotare, chem cuva în vreo 10 ani zile, am adus și că investesc... Da, dar când un om are un tonaj mare, poate să... Poate să negociezi un contract cu oricine. Cu o firmă, de exemplu, Franzeluța, poți să ții tot am. Cât timp vreau copii? Ceilalți, cu domnul, să vezi?
Eu, de regulă, compar business cu un copil. Corect sau nu? Dacă, dacă voi să înțelegeți cum să crești un copil, adică voi să înțelegeți înseamnă business. Adică asta e cea mai bună exemplu care eu l-am înțeles până în ziua de azi înseamnă business. Și-l dau sfatul la toți. Părinții mei, cu vreo... cam vreo 8-9 ani urmă, am deschis un magazin. La noi în sat acolo, în Trescu. Și peste un an jumate, mă sună părinții și îmi spun că nu merge în magazin. Ia să-l închidem. Sau peste vreo 2 ani, nu, ceva genul ăsta. De ce? Nu este venit. Nu e închis așa și vorbim. Nu a ajuns la așteptările care le-au avut. E interesant, eu vă vreau să tare în general. Când te pornești ceva să faci, știți, e ca asta și problema al moldovenii, că de regu când deschide business și deschide. Blin, dar eu de ceva are magazin, deschide și noi magazin. E ca asta și chestia, că despre ce eu vreau să vorbesc acum cu neastră, că noi parcă înțelegem ce înseamnă business, dar până în final noi nimic nu folosim din tehnic, criterii și punctele cele de a dezvolta un business. Suntem flămânzi. Toți moldoveni. Bun, eu mă întorc înapoi la copii. Crești copilul, ai dat de exemplu că 800 de lei sau 900 de lei pentru pașaport. De s-o trebuie mă dă lucru să o crezi atunci. E că două ori fac pașaport, fii că mi-are și am un 6 ani face. De două ori pe 800 de lei. S-o trebuie mă dă lucru, poate să o crezi să fac și 800 de lei. Nu, dar pe eu tot am nevoie de bani, nu? Primești că am investit în transport, trebuie să dai bani înapoi. Andrei, de la nivel psihologic, noi business-ul nu luăm ca ceva fizic. Andrei, nu fizic, dar moral. Nu, corect a spus. Noi când deschidem un business, deodată trebuie bani scoate în business. Adică ai strâns, de exemplu, da, strâns în 10 ani 100 de mii, cu chin, cu bani, nu contează cum. Și tu te aștepți ca banii ăștia să aducă alea mai mult decât presupunem. El să duce, în timp de 10 ani zile, el să duce mai mult, dublu, triplu, de 5 ori mai mult. Problema este persoana frate dată. Păi tu n-ai răbdare. Pe că noi despre asta și vorbim acum. Despre asta și vorbim. Dați vă povestesc cu părinții. Presupunem că a fost din startul investiției, nu știu, 10.000 de lei, ca de exemplu, da? Au cumpărat gamă de produs. Ce trebuie să fie? Salam, înghețată, pâine, băuturi, alcoolici, nealcoolici, toate momentele acestea. Acum, într-adevăr erau vânzători, erau cumpărători, chiar dacă erau încă două magazine deschise în sat, oricum erau cumpărători. Veneau, dacă am spus ei, 800 de lei, 1000 de lei. Ce făceau părinții cu banii aceștia? 800, 1000 de lei. Cumpărau iar produse, nu? Era super dacă cumpărau. Ia ca asta și era fain dacă cumpărau. Pe benzin, hai până încolo, hai să ne plimbăm, hai de la Arad, hai de la Sămat, nu, că cheltuieli de la țară. Amoi când banii practic s-au cheltuit și când vine luna următoare că iară să cumperi marfă, n-ai bani. Știu și ei de-a mă. Cărnațul nu s-a vândut. De-a mă, cărnațul nu cumpără. S-a vândut răchiul, de-a să mai cumpărăm răchiul. Înghețată s-a vândut, de-a să cumpărăm înghețată. Pâine tot o cumpărăm, țigări tot cumpărăm, biscuiți nu cumpărăm, că nu s-a vândut. Și e că asta se întâmplă și bun, încă o lună, două, trei, încă mai merge chestia asta. Dar pe urmă ajunge la momentul în care când nu mai vine nimeni în magazinul acela. Dar pentru ce să vină? Că eu nu vreau să cumpăr doar numai rachiu și țigări. Eu vreau să mai cumpăr și un salam, un pește vreau și o înghețată și pâine și peți spii. Voi vă dați seama că eu sunt într-un magazin special și cumpăr numai vin. Pur să mă duc într-un magazin, scumpăr pâine, în alt magazin să mă scumpăr lapte, în alt magazin să mă scumpăr cârnați. Păi să-i dur dom, eu nu mai de zi trebuie să fac cumpărători. De asta eu și caut un supermarket, unde eu pot să intru să cumpăr tăt. Corect? Ia că așa, cu timpul, clienții au dispărut. Și vine el numai într-adevăr așa care e, dar tu le ești rachil. Și evident că business peste un an, doi ani, el n-a să meargă. El real n-a să meargă. Voi credeți, părinții mei, au înțeles asta? Nu înțeles.
Ce trebuie să facă ei ca magazinul să fie prosper? Și în general pe ceilalți două magazin să fie blochez. Venitul să reinvestească. Măcar vreo 2-3 ani zile să reinvestească. Și banii care au făcut, și încă careva de investiții. Putea atunci cu concurența să-i măcească. Mă iertați de-aia când vă folosesc așa. Putem? Liber. Liber putea pe toți că așa se blochează. E foarte simplu. Micșurat prețurile. Și omul evident că n-ați ducă la cel care are de două ori mai scump. Ați ducă la aici care practic, da, tu poți un an, doi, trei, practic profit deloc să nu faci. Dar tu ți-ai părat tot asta ia. Tot satul vine la tine. Și pe urmă și-ți șură, deci prețul înapoi. Și peste vreo 2-3 ani zile când tu ai cucerit tot cererea, poți să faci profit. Corect? Sau nu e corect? Corect. Analogia am înțeles. E bun. Ridicăm contul, după asta facem ușor. Asta e fain. Dar problema este să trebuie atât. Mai ne întoarcem aici. Că pe urmă să se termine oră și stăm până la 90, că de obicei. Deci, eu corect am înțeles că sunt persoane care nici extragere nu reușesc să facă. Și sunt care fac extragere. Nu fac. Și care fac extragere și până în final ajung la zero. Corect am înțeles? Haideți să facem o analogie la ceea ce am dat eu cu magazinul concret. Eu pot să vă dau și double case, ca exemplu. Da. Faceți un calcul elementar, pe lună sunt câte 20-30 de practicanți. 20-30 înmulțit la 6.000 lei. Cu 1.500 lei, vă indicați, poate 1.500 lei. Câți primești? 18. În jur la 20.000 de lei. Și mai este vreo lecție individuală. Grubă găvreancă, până la 60.000 de lei. Așa? Numai chirie aici. 4 e peste 50.000 de lei. Numai chirie. Am mai pe pai sunt calcă cât costă. Jaluzele, scaunele, mesa, portretul, tablă și calculatorul este și mai este. Salarii la angajat. Asta o timp de parte și te blochezi nu salariul. Nu mai prins salariul de blochezi. Nu mai prins ceva să vrează. Asta e ideea. Dacă noi nu investim în double case, că îți cumpărăm un scaun bun, un calculator bun, și așteptam numai ce și dă double case-ul. Că nici știu că chirie nu ne ajunge. Eu avem să am așa oficiu, double case-ul, avem să aibă așa oficiu. Sau dacă veniți și vedeți așa în perete, buțit, tabă nu era, așa nu era, jaluzi nu era, nici scaun nu era. Și care băi fac ei, așa nu fac nici un bani nici. Я как я умею в лёс воспомнить, практик еле-еле, в Александринке Диану Трикут, в жума Диану Ану Трикут, он же будет жадным богато. Ну, а косу мне скимбал, что ковролин, на кума, я бы просто не что-то не понимаю. Да, я старый директ транспарент, и нам сейчас помню. Кого я сенце лечит? Консультанцы, которые украсят, мы тут сентем трейдер. Астрид, думи, астрид, кальном, где 80-90% ресурсов финансовых. Nu double case. Și nu salariul doar double case. Zis? Și e că mui de ghe de ghe la altă, e că 710 lăsa mai faci și mai trebuie. Vreo 1500, eu cred că 2000 de euro îmi trebuie și eu termin acolo. Și e că finisesc 6 și gata, practic totilul e nasă. Și e că atunci, deja de practicanții care vin, a să înceapă încet-șor să stupi cheltuielile care sunt. E că voi să mă înțelegeți. Dar dacă eu făceam cum fac trader începători, sunt două lecții de doar, s-o, nu le pun în companie, rest, mă duc și eu am pus 2000 de euro în mâine, cândva, îl iau înapoi. Iacă și aia se întâmplă, mai departe. Iacă și aia se întâmplă, mai departe. Aici, în trading, este un plus foarte mare. Real foarte mare. Nu e neapărat să faci să reinvestiții. Cum? Traderii care, ca cum intră în funcționează și au de 5-6 ani zile, ei fac odată la 3 luni, odată la
4 luni îi fac investiții. Nu că din cauza că se duce în jos depozitul, din cauza că ești măresc, mai mare, mai mare, mai mare. Dar restul, majoritatea, aveți posibilitatea să nu faceți investiții. Voi faceți profit. Dar voi direct voi și faceți. Iată exemplu, că trader o să fie vineri și sper tare că să treci pe un pic în net. Investi 2000 de dolari. Ai venit domnul Gemma Luca frumos. Apropo, astea trei investiții. Astea trei investiții. Eu când vă spuneam că este un trader care a făcut pe Google vreo 24.000 și când i-am zis să se închide calculatorul, eu nu am nu, închis și ajuns să zic, apoi că e am mai investit 2000, am mai primit 2000 la companie. Ai el profit, am murit, în 2 săptămâni, 5600. Ce faci eu? Poate 1600, 4.000? Scoate 5300. Una din alte greșele mele este că eu prima extragere mea cu 44.000 pasuri. Peste vreo 8-9 luni zile așa se primește. Dar asta pe mine tare. Mă dorul pe urmă. Noi când scoatem banii și facem cu banii. Și normal. Pentru asta facem. Să-i cheltuim, corect? E cineva care a făcut extragere și-i strânge. Dacă se strângă, uite, măi, nici nu-i scoate. Dar majoritatea, când scot banii, sunt evident, noi trebuie să-i cheltuim. Noi trebuie să-i cheltuim. Povestesc cazul ăsta? Și prima să povestesc cazul meu. Care eu trebuie mai rar să povestesc. Al povestesc numai pentru persoanele că când fac eu cășa cășa. Eu nu sunt contra că el scoate banii aceștia. Categoric nu sunt oameni. Și eu să mai dau câteva exemple, că eu am 1 milion de exemple de ce este. Pileronul, în general, nu are nicio problemă cu asta. Problema este mai departe, că eu și rămân iar. Dacă tu vezi că la tine s-a pornit chestia asta, dar după impuls ce vine? Corecție. O corecție. Și pe urmă, după corect, ce vine iar? Impuls. Iar impuls. Asta e în trading, așa se întâmplă. La fiecare trading, da? Noi mergem, facem profit-profit și așa când mergem în jos. Pe urmă, iar profit-profit-profit. Ce-a făcut el? El singur s-a făcut corecția asta. Dar chiar s-a făcut, de ce nu l-au lăsat măcar iniția? Ce nu l-au lăsat? L-au lăsat ăștia, 2000-2000 l-au lăsat. El a făcut profit 5600. Plus 5600 pe cum profit. Care e problema? Ce problemă? Ce problemă? Îi scoate? Eu mă știu să vă noi până mai am bătit în magazine. Eu să mă strângi să pe ea. O secundă, secundă. Mi-a să încat mâine când a spus că eu am știți pe business. Nu? Ah, vă stați dumneavoastră de business. Nu contează. Stai, să nu vorbesc. Cum contează, băieți? Voi startup-ul, business-ul e startup. Când tu poți să ai un mic stabil, 5.000 de dolari pe lună ca stabil? Iar voi. În trading. De 100.000 de dolari. Când el are un depozit, el atunci stabil, 5.000 de baxuri poate să-l scoate pe lună. Corect? Fără să afecteze business-ul lui. Corect sau nu? Da, corect. El are 100 de mici. Da. A mai uitați-vă ce se întâmplă. Eu ați vă dau și ați vă explic. Că dumneavoastră nu dați întrebare, dar в чем проблема? Проблема в том, кто când scoți ăștia 5600, то скоши. Aici rămâne un gol mare. Eu, cu doile depozită meu, am ajuns la 64.000. Și am scos 44. Eu am rămas cu 30.000. Vreau de normal depozită, știi? Știți ce s-a întâmplat? Să vreau 2-3 luni. Mai s-au pierd iar. Nu, nu am pierd. Dar mai s-au pierd. De ce? Greșeală, cum e fost? Am
mea. Dar întrebarea este ce? Dacă el este crezut într-o săptămână, mai faci în șase. Nici eu sunt mort. Aia suntem serioși și eu să vă comit. Tu tranzacționat pe Google. Google mers în sus și eu mers în lui. Dacă o întrebat pe Google, asta e logică, dacă el a sunt cu 10 mii. Dar voi știți că sunt eu pe revoltare făcut? E cum ce fac și 600 de mii. Ну да, так и дам туда прощенщи. Вот уж, была не была. Магазин, где бы сам дикем опринцу? Дикзем, куда комитет не что находишь. Да че и хай? Так, у меня кашай пескус, я не пишу. Ну как бы же мы мне отмали, шпион Венечал, скутем, совместим. Я кажу, кутис, клакони, патру мини, транзакционный пи Google, а если кто-то шеешь. И рискант? Лёшка, зачем я рискант? И рискант? Наркотики вы не рискант? Да. Ну, фильмас. Вы интересы, стрейдерши, паши. И он куда-то был воспринимающий, что у нас есть, вот, пунем по другому курьер. Пинк пиорма, пиорма, трейдеры плынк. И он сейчас мне дал экземпль, персоаны, как они плынс, ну, пичу. Eu plâns, nu fiici, cea care are o mână de zile, în timp de pandemie, în loc să tranzacționez, caută de lucru undeva să lucrez, ca să poată să iei un credit să întoarcă înapoi în trei. Da, două săptămâni eu recunosc, lui era tare pricol a fost. Eu așa și-am zis, bravo! Așa și-am zis, bravo, mălădeț! Și faci mai departe, asta e greșit. Dar sarcina mea este că eu s-au preîntâmplă. Și faci cel mai departe, decizia lui. Înțelegeți? Eu nu pot să vă interzic, vă o să faceți extragi. Doamne, deci, mai ales dacă e punctul vostru. Glumiți în ce. Dar eu vreau că voi să înțelegeți, eu mă gândesc ca viitorul vostru. Când pe urmă persoana iar răspeată, pe istoria de-a mea este. Și iar vă jumătate de ani n-ați tranzacționez. Dar nu-i întrebiți să tranzacționez. Nu-i întrebiți să te-o să dezvolte. Voi direct după și răspunde. Ați pierdut sau ați pierdut un cont. Vreți a doua oară să investiți? Prima întrebare, a doua. Ați fiți tot așa de sigur ca și prima oară? Nu mai sigur. Dar voi înțelegeți că noi pe voi vă formăm și când persoana îți duce în minus și iar reinvestește, apoi eu gata, o să dăm scheme, deamă. Și noi iar trebuie să ne gândim și să facem cu dânsul. Iar noapte, domnul genul doar, să gândească și să facă cu persoana dată, cum să o ajute. Pentru că voi scoateți ăștia 5600 și cheltuiți, așa așa. Да, ты сказал бы английскую. Я сейчас скажу, что я бы... Здесь консультант у финансиал, есть конвенция, опять же анализ и прогноз. А это я после моего креза, как бизнес, кесты, вам эксперт. Консультант сколько? Вы можете сказать анализ. Вы можете сказать прогноз. Гад. El nu-i dător mai departe să vă explici ce înseamnă business. Asta nu-i în obligația lui. Alt caz pe cum tot a doua oară făcută investiții. Numai cu 2000. Numai că eu aici. Evident că mai primim 2000. Și peste vreo 2-3 săptămâni zile am făcut plus 4000. Prima oară am preîntâmpinat-o, a doua oară când am făcut textile, am zis că, eu... Și o problemă, confirm și gata. Ce se întâmplă mai departe? Nu mai scoate. Asta e vopșe cadrul ăsta. Și pe strezi zi și îi pune înapoi. Și după ce îi pune înapoi, pierde cont. Eu vă spun așa cum este. Eu n-am să... Eu vă spun așa cum este. De ce? Pentru că muie, când eu rămas iar cu 2000, 4000 când rămas, mă întreb pe brand sau pe viteaie, unul dintre acestea, sau pe amândouă, volumare. Și eu am o șansă să vă explic de ce cauză, pentru că urmă trebuie cu volumare. Dar mare ce înseamnă? 2, 3 loturi, 4 loturi. Sau cu un lot și o să-ți duc vreo 400 de puncte. Vă vedeți că mai brand eu. 200 de puncte în sus, 300 de puncte în jos, nu îți duci 20-30 puncte cum mai ne-ai până la pandemie.
Să nu e deșirile reinvestit înapoi. Nu e ajunge marș. Adică, o deschizi undeva de aici bai, o ajuns piața până aici, de marșul noi, s-o duci mai pus încă 4.000, ca să deschizi de aici sale de amânare rost, că e cu gândul să se întoarcă înapoi, și ea că, încă puțintel, încă puțintel și... Eu nu știu ce vă. Sincer, nu știu ce vă. Dar nu e ajuns marș. Alt persoană. Numai că ești mai mult. Dar o cerut să fac în cazul ăsta, ce i-a zis? Nu, nu știu să fac. Nu, că nu s-a spus. Traderul de-a mai el independent. El știe tranzacțional, poate analiza. Problema este în marș, problema este în depozit, n-ar fi și. Înțelegi, dacă eu știu, am merge normal pe automobil, 100 km pe oră, ca și mai. Eu pot merge, eu sunt sigur că și voi, că sunt persoane care conduc bine. А мы если трибаем, ну что имеет бить? Им Порш с кондук, сау Транзапорожец, косуди мики, косуди километры гора. Ё под кондук, ё под с кондуку Запорожец. Все сейчас там Запорожец. Ну, есть ж. Боец я штюк. Да, с вами автомобиль, сенс, как бы, ну, не спешу. Теперь одна же. В тем? Ну, он дочь, Макс. Да, да, ее под меч, ее эвидент, и он с АПС у нас среди еще сутки у меня. Шифай Запорожец. Ну, ее выдал шалом на экземпль, как вы санцелелись. Мотор, вот разбор мотор, вот вот разбор. Ну, шоса, вот чего, капоту с отличным сутки. Чего с интим, Леркунг, ну, резиста автомобиля, все, но сутки мини километр, вот. Санцелелись? Да, Порше, резиста? Здесь, ну и проблем, ну и проблема на шее, ее под, он под кондуч. Проблема есть, к ее нам пщи кондуч. Я, конечно, с интим приезжаю, что есть твари. Персона, дорогу, покуп примывали, должен шпат от мини. Și eu îmi târzesc, iar că atunci să închid tranzacția și scoate vreo 2.000-3.000 de dolari. El poate face bani. Problema că el nu scântește, eu vrea amuia. Da, și până jumătate de anul, iar ne slucă, ne duhă, și până apare iarăși. Și pelerom, dar normal pelerom, da? Vreau să-mi e că așa. Eu nu vreau asta, băieți. Eu vreau într-adevăr ca prima categorie. Și eu cred că și voi vreți. Stabil, frumos, în fiecare lună, să faceți profit, să luați profitul din asta. Că într-adevăr să simțiți asta ca afacerea voastră, care e mult mai profitabil din toate punctele de vedere ca acele alte business-uri. Mult mai profitabil. Că am să scriu lista. Cheltuieli, investițiile, profitul. Графику для лука, который вы практикал сейчас. А может, следующий момент, момент для чести. Да. У этой персоны прямо вару его инвестит, выкуп профит, а скос ярдов профит. Я им ам дат экземпль, жак я рад рейдер для меня. Есть. Я им дат, ну, ну, супримит, ну, ам конвизу, как он сейчас спорит. Вот я его сейчас спорит. Еще два дабл кейс, но конвизу, ну, факт. Ну, треба власть. У выкуте экстракцию, всегда у сортимент первый конт. Третий в 3-4 гонзили, я пробабил промотор банк, не скидь икон нам 5.000. Что тем, где в 3-4 гонзили, я фаш плюс 8.500 долларов. Что скрипивает? Я не отжен, я выкуп профит, я скот. Да, ну скот это профит. Блин, я уже обыкрос, ну, я какой-то, он целес, все, браво. Браво. За какой профит у вас? 8.600. Так и сказать, 8.000. Ну. Он целес. Да, хватит курек. Косидел до 3. Хватит курек. Какая аста мажоритата в Ингой? Суде и Маребде до 3. Шаста хочет с проблемами, как Маребде сдал до 3. Да, с Айпропой, мы одним решили. Бенчли коммерчали, стал кредитный до абонемент. Сустрели врагу, нас дает кредиту на пой. Компанили май стал по кредиту. Сустрели врагу, на репте сдает бани на пой. Ну? Парантеза сантутим. Парантеза сантутим. Парантеза сантутим.
Dar eu am să vă spun o chestie. Bun, dacă nu vreți să mă ascultați, eu vă spun o chestie. Eu investesc cred că $1,000,000, dar mă trebuie fondat, exemplu. Iacă eu investesc cu $2,000,000. A cui-ți banii ăștia? A mei sau la cel care am investit? Cum să mie dacă ei sunt la trader care i-am dat? Da, dar eu nu trebuie procent. Deci, din care lună, câte 1000 de baxuri, în timp de 10 ani zile, ce-o problemă? A cui-s banii? Eu îmi trebuie mai. Voi persoană cu care e viața. Pe faptul și-o-ți primești. Pe faptul și-o-ți primești. Adică eu am promutat, că presupun dumneavoastră, am promutat $1,000,000 și presupun că dumneavoastră ceriți la mine un alt milion. Eu am mai smog să-i cer, dar nu să-i pot să-i cer. Și eu zic, băi, eu încă nu sunt gata să-i dau. Ce pot să-i fac eu? Eu doar nechit procent, eu vin nechit un ar, așa cum ne-am înțeles. Ce pot să-i fac eu? Nimic? Deci riesc eu n-am milion? V-ați avut. Nu mă pot. Pe fapt, așa îți primești. Ia-mi gândiți-vă, de ce e că americanii au bani, dau și mai mari datorii. Că îi împrumută. Și așa mor și alții, tăță, ei și alții, și lasă până la lini europene, că putem pe cent pe an. Chinești când are putem pe cent pe an, dar și eu. Lasă până bani și până tăcă în circulație. E că nici cauză și ei mi-i dezvoltați. Trebuie să uimesc, dar cum ei cu atâtea datorii și ei să mai dezvoltați? Și ei că ești, ai datorii sau ai împrumut, cum e corect, am spus, asta nu înseamnă tu ești sărac, asta nu înseamnă tu ai probleme. Asta înseamnă tu faci bani cu dânsul. Corect sau nu? Eu am cumpărat la cineva $1,000,000. Eu și fac cu deci. Dacă mereu când pun pe casă și mașină. Atunci da, atunci... Promot bani ca să faci bani. E că și aici fac americani. Atrag toate investiții aici. Văd deci atrag investiții că cât mai mulți bani să fie. Nu are importanță. A lor împrumutați, nu are importanță. Aici, că să fac alți bani. Și să chide fiecare una cu cât 3%. Și mai mare, și mai mult eu. Asta e ceva normal. E că asta în business e ceva ok. Amoie, făcut extragere. 8.000. Și evident că 2-3 săptămâni zile exact așa istorie. Și are că din 2019, 2020, cei tăman transacționat pe gold, pe brand și pe VTI. Tămași și ele, instrumente care în timp de pandemie au făcut și ele mai bune și care. Transparent, clar, simplu, evolutiv, e ca așa normal. E plânge, adică tot timpul când vorbesc cu desul, e plânge. Și apropo, e că vreți să-i pot scaut pe Viber, asta e drept că a fost cu deci mai demult, unde odată vine pe mine și zice nici cauză. Că n-am insistat să mă fac extrașul. Da, eu vă spun, cuvântul meu. Așa și mi-au zis, dumneavoastră sunteți de bine, că n-ați insistat la mine. În drept, pe urmă, în următor mesaj, a pus un smiley. Nu, caz de șut, este un frate. Dacă așa și mi-au zis, dumneavoastră sunteți de bine, că n-ați insistat, că eu să nu fac extrage. Pentru că banii când îi iei, presupune mai datorie. Da, datorie. Corect? Și pe urmă, și-o, iar fără banii. Am găsit eu lucru, a mai am înțeles de ce e. Dacă e chiar nu sunt bază la ce își face. Nu, eu mai caut bani să facă reinvestiții. Dar și cum să-și face istorie? Nu știu, posibil, pentru că dacă un an și ceva nu tranzacționat, eu mai dacă sunt în piață, ea zgrie repede să-mi doar pe bani înapoi. Ești de acord. Ești de acord. E care, că eu doamnă, care apropo trading foarte frumos, nu e lacum, e pur și simplu tranzacționează, cu act, cu mediere, pe Gold Brand și VTI. Nu sunt cum ești, pe SP, pe CAC40 sau pe Google, nu. E tare fain, că nu sunează. Problema este că ceea ce vreau să vă spun la fiecare, și la mine, și la majoritatea trader-ului care fac toată extragerea, atât profit, este că voi, după ce faceți extragerea, la nivel psihologic, vreți repede să întoarceți banii ăștia pe cont înapoi. Și aia că asta se întâmplă și la ăștia, și la aceștia. Eu când am scos $44,000, eu nu tranzacționam așa cum trebuie să tranzacționez cu $30,000.
tranzacționam așa ca și cu 64 și mă repede se întorc peste 44 înapoi. Eu nu realizam că banii gata, eu i-am scos, eu i-am cheltuit, eu trebuie să încep iar de început. Eu asta nu realizam. Eu vroiam mă repede să întorc înapoi și eu începem la scaun. Instrumente de ăștia. Scaun. Da, undeva de-o să idem cu volume mare. Și că căutam că toate variantele acestea, că mie sunt dublez, trebuie să profit. Ia că poftim. Și eu câteodată merge. Dar majoritatea cazurilor nu merge. Ia că care situație și se întâmplă că trebuie de ce. Eu vă spun, eu am sute de cazuri, exemple, care au păzut eu așa ceva. Unul din trader Vlad spune, că de-am pus să-mi spun numele, cu mine de la broker celălalt. Eu pune pe la 2000 de dolari. 1000, 2000 de dolari. De acolo broker celălalt nu trebuie să răzăținesc cu zilul. Era deodată cu un lot. Deodată cu un lot. Și bonusul nu era. Și că el pune 2000 și nu trebuie deodată pe franc, că îl țin cu un lot. Și acolo, cu un punct, era egal cu 15 de dolari, putem ce înseamnă asta? 50 și 50. Unde îi duci în cazino și pui pe negru sau pe roșu. Așa? Merge francul în sus, dacă o deschizi bai, e crută, super. Merge francul în jos. Avem? Știți ce spune mie? Dar nici nu o faci greșe. Tot timpul mă vorbește. Eu luptă sănătatea. Să-mi dat ceva? Am pierdut-o, dar războiul am încercat? Da, eu luptă, am pierdut-o, dar războiul s-a oricum. Așa e, s-o părere. Păi, nu, dar nu, dar război nu am, nu am, nu mi-ai psicot, ceva de genul ăsta. Eu singur sunt automotivat. Este normal. Ce că așa, are 7 ani de zile, odată în jumătate de an, vine și pune, și dintre ăștia 7 ani de zile, de 3 sau de 4 ore făcut extrage. Restul, eu o să trece. Și cât nu-i faci lui, cât nu-i spune lui, cât nu știu ce, nu... mă crăsidești cu bita în cap. Vine să ridică mingea, te-a cum am ajutat, te-a înțeleg, ce nu-i fain cu părinții iară. Și faci iar mai departe ce ai făcut. Dar dacă îți presupunem că, nu știu, de la 3, de la 5, nu contează, nu am conflict, da? Adică ai intrat în expresie scandor, ai ridicat la de 6 ori. Așa, așa. S-o primit. O mers. Nu, variantul e bun, mai departe, trebuie să spunem, da? Și adică tu, într-un fel, la nivel psihologic, tem ca să nu-i pierzi. Tu mai, parcă mai vrei, dar te gândești, ăștia am făcut ușor și dacă-i pierd. Pe dar de ce noi trebuie să ne gândim la asta? De ce noi pur și simplu vreo 3-4 zile să nu odihnim? Să lăsăm toate emoțiile, euforia noastră să dispară? Eu ca tare recomand aici, un 50% din profit făcut sau scoat. 50% din asta, că la noi în VIP, care e în februarie, s-a deschis, vă spun, 200.000 au scos 2.500. S-a scos, apropo, 2.500 a scos. Cât s-a asta din 200.000? 10%. Nu, o leacă. Un procent. Pentru că eu înțeleg ce înseamnă. Eu s-a pus scopul. Milion, că ați văzut de noi, că au VIP poate. Mă moare și tine și s-a scos 2.500 că... Mă, de cheltuire și undeva cu 2.500. Dar puteți scoate vreo 30-40.000. Dar cum crezi, dar cum trăiești, adică ajungi foarte repede la aterios sau de bine? E bine. E bine și eu îi laud și eu mă bucur cu bubenșii. Problema este alta. Ce faci cel mai departe? Eu primele, după ce am pierdut primul cont și a doua oară am investit mai mult decât prima oară, trei luni de zile eu real facem cât 10-12-7%. Adică așa, 7-10-12%. Pe urmă, a patra luni eu leac un sumins și la 5-a luni a fost un... Scăciuc un eu, un prins mult am prins. Real, practic ne-am luat cont. Ce e și asta, pe mine mă motivat să merg mai departe, mai și. Că mi-a spune că eu mă tens nu-i pierd, dar mie nu era chestia asta. Și că de când eu am făcut plus de 20.000 de dolari, gata, mai departe, mai departe, mai departe, mai departe. Și îți primești că eu în următoarele la 5 și 6 luni, eu am ajuns la 74. Plus 30-35.000 de am făcut. Asta e bine. Asta real e foarte bine.
Eu așa și la un trader, bravo, super. Mai departe că ce îți faci. Dacă real, mai departe ce îți faci. Asta e cel mai important. Este așa situație, când e că tu, de exemplu, chiar și în magazinul cel, da? Și vine cineva, are ziua de naștere. Dacă el are ziua de naștere, el vine și s-a cumpărat toată băutură. Este așa ceva? Ce trebuie să fac mai departe? Trebuie să cheltui bani? Sau să cumpăr iar băutură? Deși voi nu cumpărați business-ul acesta, dacă voi îl considerați de business, real cu business-ul în care suntem noi Moldova. Chiar dacă acolo criterii, minusuri sunt mai multe decât aici, cumpărați-o și atunci să vedeți voi alt drum, alte rezultate, alte mișcare să vedeți. Eu nu sunt contra, băieți, că voi să faceți să strage. Credeți-mă. Că nu scoateți din banii mei și nici nu-i puneți pe contra mei. Și nu-i scoateți pe contra mei. Problema reală este că eu vreau ca voi tăți să ajungeți ca aici. Eu am trader, că eu n-am treabă cu dânși. Real n-am treabă cu dânși. Deja le-am din dumneavoastră, noi vorbim la tu. Cum e atât să vedem deja le-am? Pentru că ai venit prieteni din mine. Înțelegeți? Pentru că ei cândva au făcut pași corect, ei s-au dezvoltat. M-au auzit din primă, fără exemplu, m-au auzit și-o mers mai departe. Voi credeți că ori nu le trebuie bani, sau nu le trebuie bani, sau este cineva cu ei nu-i trebuie bani? Când eu îi spun persoane, da, deși tu, dacă la tine s-o primit, tu de-a mai 4 cu 5, practic 10 ai, mai tranzacționează încă, dacă s-o primit at tine tăt chestia asta, dă-i mai departe, nu stricai business-ul tău, nu? La tine să cumpări Google sau să vinde Google și-o, dă-i bătaie mai departe. Și să ajungi peste, te-am spus, dacă ai să ajungi la 10.000 ai tăi bani, că aveți 2, 5, 7 și mai faci încă 3, vorbesc cu companie să-mi dea încă 10. Și șetșoare, șetșoare, ajungi și scoate spre 30 și cumpărți spre nou F. Serie G cumpărți. Și aici maximum o să trăiți, da? Ia și uite. Cred că numele românești. Că noi în Moldova cu 16.000. Nu, eu pur și simplu românești. Și eu ne duce mine dnea să primă automobil, tot e 60 să văd. Da? Pe avea 3 ani atunci, în timp și așa. Nu peste 10-15 ani. Iacă care chestie, băieți, voi trebuie să înțelegeți momentul acesta. Pileronul, în general, n-are nicio treabă. Voi puneți, voi faceți, voi scoateți, îi primesc sprătul. Double case-ul. Mai retrăieșnic pentru voi. Dar vă spun așa direct în față. Noi retrăim o dată, vă spun. Două ori. A trei ori eu vă spun sincer, eu de-am n-am să vă spun. O dată, două ori, poți vă mai preîntâmpi. Adă să minte prima cază. Primul cază explic, voi nu fă așa cu spirit. A doua oară spun că adă să minte primul caz. Dar a trei ori fă și prim. Da, noi vrem să facem trei. Noi nu vrem să facem trei de așa. Eu nu vreau să facem cazino din domeniul dat. Dar eu nu pot să vă dau cu bită în cap. Eu nu pot să vă lev, eu nu pot, nu știu ce să vă fac. În 2019, din Peleron, un trader a scos $1,000,000. $1,000,000, 300 prin webmoney și 700 prin bancă. Eu, în 2015, am făcut o tranzacție cu Frank Răvățean, când eram la celălalt broker, 107.000 de baxuri. Am spus. Omul a scos vreo $2,000, s-a dus o tehnic și a început să-l înțeles mai departe. Când puteți scoate 500? De? Nu, el avea depozit mare. El avea depozit mare. Dar eu puteți scoate 100? Puteți? Dacă de asta și eu permis, nu numai 2-3 mii, dar 20, 30, 50, 2019 s-a scos 1 milion. Da, el are de un depozit mare. Și normal, el are nici nu știu câte milioane are. El a scos 1 milion de câte. Ei, băieți, eu n-am în ce să fac. În orice caz, el a scos vreo 16% din profit. E că așa e, băieți. Eu cred că vreo 30-40 trebuie să le ai. Trebuie să le ai în proces. Da, foarte corect. Banii sunt nici nu trebuie să le luați. Dar exemple pe motivează? Nu cred că un milion vă motivează.
Greva oameni speri. Niciun gram? Ia că presupui mă aveți un milion și faci cum vreți. Moldova sau altă parte? Deșe. Moldova sau altă parte? Ține milionă și faci cum vreți. Investiții. Numai nu dublează. Ia să vă știți exemplu. Voi nu știți ce să faci cu milion. Eu nu știu ce să fac cu milion. Dar ce să fac? Da, eu fac al doilea, dar dacă au extract, ce-ți fac? Dar e un an încă, domnul Ion, sau aveți vota și vă ajuns să-i faci cum să-i. Voi ați spus că nu-i problemă milion. Adică voi aveți nevoie de milion. Păi care e problema, domnul și care sunt problemă? Nu, vopșel nu e nicio problemă. Eu vreau să înțeleg, voi aveți nevoie de milion sau nu aveți nevoie de milion? Păi dați cum nu, acum ai ce să-l cheltuie. Hai nimeni, psihologi, să despre credit de milion. Deși și nu. Păi eu vă întrebați, ce faci cu milion? Investiții ați făcut. În ce faci investiții? Fac parte a minte, afaceri, nu, o grămadă de idei în care se pot făcut. Concret nimic. Dar păi, nu tu ești fac, dar... Nu, stați oare, dar ce nimic? Păi asta am zis, vreau exemplu, asta e nimic, spus. Ideea este că te-a fost te faci, dar nu că nimic. Păi înțelegeți că voi ați făcut așa masштаб, dar nu investiți că cum. Păi concret, în ce faci, că stai milion. Te-a pus faci, dar nu că te-a stai nimic. Asta nu e nimic, s-a luat un milion, ești a pus faci, dar nu faci asta e problema, nu faci, nu crezi n-ai milion. Noi vorbim la general sau vorbim de asta? Păi a zis că asta e nimic, cum nu e nimic? Dar păi și ce investiți, în apartament? Dar ce e, rău în apartament se investiți? Nu știu, e bine în apartament investiți? Ну, так, а вес не будет на апартамент строить, да, и бизнес купать у нас. Да, скупаться, как он трейдер, который у инвестит в на апартамент, что мы его скос куплю 500 миллионов евро. Да ты яло, Юча. Юча, да ты яло. Ау. Скидай, я шал видно. Ну, после вы, ну, на и трейдер, как бы, сал купи. Да не Италия, пойду не Италия. Ну просто выбери, когда мы сэм, мы ему думаем, что мы просто выбери. Евидент, такого инвестиции сэм мали. Что он сказал, что я не факт дам профит, я ума красный вынк, который сэм купер каз, ну так каз. Что я сэм купер, я у персонал, ну им купер аж апартамент один на вор. И он смотрел с мер такого. Реально, он смотрел с мер. Да, мне интересно, так вина бы инженерал стоит, каша стоит. И он нос купил на вор. Все узко макрос не сход инвестиций, когда мы приехали еще ладно уготовили. Макро инвестиции. Что ты говоришь, ну там поздно, просто по мазут апартамент. Ты это я урик. Ты это ау. Я ау. Да? Куда? Я не баришь, но я скажу, я же понимаю, дать тренинг. Так, хотите походить так? Ну ты на урик-то? О, да я его не покупаю, как я с моим кумберем. Инвестиции на апартаменте, а с него на день шелем и просто инвестиции. Господин директор. С кумбер фарки греб. Я когда видел на Америке, проект танцума мя, локс увестес кеншевак, и тут я бедный, но как. Мы кумбрат апартамент. Кайп стиджума дня, он сказал, что сейчас сумит баксов. Даже мы деньги сейчас, как я буду вот здесь. Вы иди на весь счет не ранее. Gine că am dat de domeniul dat și am început să fac bani și mi-a trecut și ugat. Poate pe de altă parte, odată ce ai locuință, ai o stabilitate pentru zonii mâncării. Da, nu! Dacă americanii te stau în închirii stau. America are un sistem de finanțat, de exemplu, da, bani. E un credit în America, e un credit și așa. E, nu-mi trebuie, îți rog. Raportat la salarii și la altele aspecte. Eu sunt total de acord cu asta. Apartament castră să vină. Dar asta să fie... Bine, de confort care nu vrei, vrei să cumperi... În cazul meu, în cazul meu nu e corect. Pentru că eu am nici practic ultimii bani în dată. Dacă eu aveam să am, de exemplu, vreo jumătate de milion, da, eu sunt de acord, 100 de mii, eu trebuie să-mi cumpăr o casă, să am unul trei și 400 de să fac bani în bani. Eu ca aici sunt de acord cu asta. Dar când tu vii, la noi majoritatea sub psihotare lucrează ani de zile, strângă acolo 50-100 de mii de baxuri, vin aici și cumpăr apartamente. Și mai departe. De asta și spune, ai 40 de mii, ieți apartament cu o daie, dar e de exemplu. Da, dar eu nu vreau, eu vreau 3 odei deodată. Alții 12 investiți în altceva. Deci
Proiect anunțit, 40.000 investim în apartament, 12 investiți. Crută! Nu, eu spus 40.000, de exemplu, 50.000. Da. Mai puțin un apartament, spune pentru mii, de exemplu, pentru... Dar care e problema? Să vă dea astăzi de mâine, mie mi-e suficient apartament cu o daie. Nu mi-e ajutat 3 odaie. Eu tare mult m-am gândit, real tare mult m-am gândit, la... Apropo, eu cred puțin ce să știu. Eu tot învăț din greșelile mele. Și eu tare mult am analizat, dacă eu trăim organ astăzi, ce vreau să fie? Și deschidem codul, da? 60.000 de bani. Vreți și gazul ăla? Posibil. Posibil, ca să-l pierd. Posibil. Atunci nu era spre vedit cu așa 6.000 de bani care vezi acum. S-a început să tranzacționați pe Forex, acolo, ca și când ați trecut la un portfel, nu prea contă la realități mai mari. Încă o dată, uleacă am scăpat ceva. Încă o dată. E început cu 60.000, da? Da. E început să faci cu mieloci, cu nu faci mulți probleme, pe rugă sau pe ieși la niște cât. Dar cât mie îmi dăbuie pe urmă? Pe urmă și... Păi 45.000 de bani, să-i facem? Da. Nu e 4.000 de bani. În Moldova, cu 9 ani urmă, 10. Vreți business sau vreți să faci 4.000 de dolari pe urmă, să trebuie să aveți 20 de ani în urmă. Stop! Voi vreți să mă încurcați? Eu văd scopul vostru. Deci, eu investim 60.000 în trading. Business este? Da. Nu. Și normal că eu tranzacționez. Sau voi vedeți o persoană care nu tranzacționează. Eu dacă nu deschid o tranzacție, eu... Pe cofemea nu este. Nu beau cafea, gata, tremur mâna. A fost joi cu băieții la Orheiul Reche, apoi de acolo își de asta tradițional. Deci, eu am investit 60.000. Deci, eu business am. Eu vedem că eu o dezvolt, eu lucrez cu business mai departe. Dacă mie business-ul este din prima lună, e ca 60-60 de companie, și sunt 120. 5% asta 6.000 de bani. Plus, mi-ai primești comisioane. Ideea că cu procentajul era mai mic decât la pilă, dar oricum, primit. Presupunem 6.000. Cu 10-11 ani în urmă, sau cu 9, hai să spunem, cu 9 de când am dat de training. Și putem eu să fac, atunci, cu 4-6.000 de baxuri, nu doar. Iar, apartamente îți cumpăr? Voi nu-mi place cum vreau să spuneți, multe, concret, ce v-am întrebat, în agricultură vreau să investesc în asta, voi nu-mi practic niciun răspuns concret nu-ți dat. Multe îți fac. În și multe, concret. Eu când ducem lecții cu trei de tot timpul ca o lecție parte între bani, dați-ne idei de business. Mulți sunt la noi business. Concret de anii nici să investesc. Ia că voi puteți ne să spuneți concret și pot să investesc. Ia că ca să ne să scot ouăle dintr-un coș. Păi și serios acum? Dar și nu serios, dacă spun de adică îți cumpări un proiect cu vreo 50-100 de mii de baxuri și să începi o strânge butoane cu... Să faci nimic în general. Omul să vă spală așa, bani, bani, care... În primul rând, eu noi să deam multe de unul. Am uia. Nici una nu era, nici nu era dacă nu mă găsesc ideea. Care idee? Da, da. E un business care era foarte tare vendit. Atunci trebuie să te gândești la... Bun, domnul trader. Trader să deam. Cât investesc eu în spălătorie? 500.000. 500.000. Unde e 500.000? Da. 25.000 boxuri. 15.000. 15.000. Și profitul din prima lună poți să fac cu ăștia 15.000. Reclamă. A, reclamă trebuie să fac. Reclamă 15.000. Bun, 20.000. Din prima lună cât poți să fac eu? Să pui îmi dați niște ceva concret sau iar idei? Dar cum adică nu există pe urmă de apuși la face ce faci, analiz, faci o cărmă, chiar și nu... Eu de asta și v-am întrebat concret, dar cine ați dat... Nu există Stop o secundă, cine ați m-am întrebat de trading. Eu concret vă spun... Dacă te-a pus de trading, simplu trading, ți-ai vrut 10.000 dolari a tăi, că tu dacă nu-i pierzi în 2 ani, chiar și nu vreau să fii pierzi dacă nu ești... Eu tot mă gândesc că sala nu-i nimic. Nu mai există așa ușor, 8 sau 40.000 sau 4 zile, 25%. Și eu sunt 4 zile. Dar
Dar nu contează chiar rămânză 5% rămânează 10.000. 500 de dolari din pe lună. Asta e ceva, o să luați normal, cum vă, dar știți? Voi transacționați? Nu transacționați, dar asta... Păi asta și în clar. Cred că e doar să te contrazice, că te-am pus să fie târziu, că o fie lumea să ascult informații. Nu te cătare în faci, nu vizu-mi nevoie. Asta e ceva normal, că nu uite despre asta și trebuie discutat. Pentru că asta e business, noi trebuie să înțelegem asta. Da, mi se pare că totul meu înțeles, dar vorbi de ceva persoană. Nu, îi place persoană să contrează cu mine. Sunt așa că de prind oameni care... Da, e pe spoiți. Și nu sunt bun. Problema este, de 9 ani, de 8 ani zic că formez trader, nimeni nu a putut să-mi dea o idee de business a noi motor. Și ei просто să investesc și un rând puteți. Это меня не интересует. Да ты ши, да пьет, сын с полотри, а я кумбр что с полотри, еще и сай с полотри. Я нас тут спрашивал скоро. Шиши? Вы теоретик, яр, вы теоретик, сидеть браво! Вот я думаю, а чем вы тренировали? Чем вы по одному так брали? И он да, ты прибавился. Ну и чем надо брать биткоин, а? Домино. Блин, я как так шлю, а если они все с поварей, то все сбоджусь. Я домино дали, что дат на соскебы. Вы на ну кассетском домине, май профитабел каиста, я не шлю на соскебы. Так желаю, форță de muncă și știu ce zic. În 2017, în iulie, eu am cumpărat 5 bitcoin cu 3.000 dolari. Au ajuns la sfârșitul 2017, au ajuns la 19.600, practic sub 20. Eu nu i-am vândut. Dar vădui de zi? Da, plin 3.000, 20. Este o leagă de diferență, corect? N-am vândut că am făcut o altă analiză, o prognoză, am rămas o prognoză și zic, blin, el o să ajung la 50. Și vreo 2-3 ani zile, așa că cât m-am spărit, am mai câștigat pariul. El s-a dus, a ajuns iar la vreo 3.000, 3.300, 3.400 așa au fost. Și pe urmă nu a ajuns el. 60. Eu la 50, eu la 50, băi, râdem să o ascultăm. Când au ajuns la 50, eu le-am convertit. Este primeșcă din 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, eu am luat 191.000 de euro. Așa că ne-am convertit, s-o primit nu chiar 50, s-o primit 47-48. 191.000 de euro, când am luat doar, am luat pe contul de euro. E normal așa investiții să faci de vreo 15.000, și scos peste vreo 4 ani zile, aproape 200. E tot așa. Dar până când am analizat. Și dacă ești 15.000, investim eu în trading. Și tranzacționam pe Bitcoin. Păi speculați. Păi am speculați. În 4 ani zile, câți bani pe cei? Eu n-am găsit domeniul mai profitabil ca este. Da, el e capitan, el e tare, interesant, el vă trage, vă să numiți acest. Dacă voi ați înțeles astăzi, dacă voi ați înțeles astăzi și trebuie să faceți, trebuie să faceți un profit, ați vrut să facem mare. Ideea care? Deși și nu reușim să facem extrage. Pentru că într-un milion, mai deschidem contul cu 5, cu 10, 15 mii dolari. Dacă este risk management și money management. Câți din voi care calculează, nu vorbesc de money management, dar măcar risk management. Persoană? Dar nu-l respect. Poftim? Nu-l respect. Îl calculez, da. Nu merge așa, nu. Trebuie un cont mai mare. Ești? Oricum, parcă am impresia ca să duc cum trebuie și el să duc și cum trebuie, dar problema este după un timp.
Cine din voi calculează și respectă risk management 5% din calculație? Numai două persoane. Eu mă moaște de două ori de asta și îmi respect. Voi înțelegeți? Eu în ultimul timp traderii învăț, nu calculez în mind management. Real. Da, noi recomandăm 5% profit pe unul SPAC. Eu sunt total de acord. 50% voi spați. Voi n-ați lucrați 1, 2, 3 de ani în legea să lucrați. Dar în ultimul timp, mai ales când văd persoana că vrea și-l simt pe dânsul pe listă care nu mă sunt doar că domnul Eugen și-a repede deschide sell și buy, eu mă strădu să-i calculez numai risk management. Numai că e drept că eu din 30 persoane, un 2-3% respectă, restul nu înțeleg. Dar asta, apropo, e foarte fain. Nu vreți să calculați mind management, nu calculați, pentru că într-adevăr este așa momentul. Pentru că 10% să strumești că din 10.000 de dolari trebuie să fac pe loc. Dar eu în timp de 2-3 tranzacții, acolo în timp de 2-3 zile, eu am făcut 1.000 de dolari. Și să fac mai departe? Este așa întrebare. Eu tare mult mă uită chestia asta. De asta eu recomand că voi să calculați numai risk management. Numai risk management. Ce înseamnă să calculați risk management? Când voi intrați pe piață, o tranzacție, 2, 3, 4, 5, 20, n-are importanță. Voi trebuie să calculați în caz că dacă ele merg invers, cât voi vă permiteți minus să ducă și să fiți gata să închideți. Dacă, de exemplu, din 10.000 de baxuri, 5%, asta e minus 500 de dolari. Corect? Voi când deschideți tranzacții, voi oricum undeva preconizați că acolo să fie take profit, dar aici undeva să fie nu, stop loss, dar chiar nu pun stop loss, nu, aici undeva eu trebuie să-l închid. Apoi că voi trebuie să calculați, eu nu știu dacă am să reușesc în timp de 10-15 minute, vă explic momentul acesta, ca să-și pe foaie să ținează. Că voi să calculați numai acestea ca 500 de dolari. Și când piața se duce invers, se duce, voi ajunge la minus 500 de dolari, acolo jos în balanț, îmi scrie minus 500, voi trebuie ce să faci? Să ne închideți. Ori le închideți, ori intrați în lacă, ceva trebuie să faceți. Ca să nu permiteți mai departe minusul să crească. Cine din voi face asta? Vedem? Dacă stai spireală, să vă spune perfect. Cine din voi face asta? Eu am încercat de ceva ori să fac, dar eu când închidem, sunt dușe piața înapoi. Nu, băieți, eu deși vă spun, este două variante. Ori închidem, ori real intrăm în lacă. Principal, noi nu trebuie să dăm voie minusul este de 5% să crească. Că asta e risk management. Asta e momentul. Pentru că mie anume, că când eu am început la a 5-a lună să calculez numai risk management, asta și mi-a permis să iau 20 tisci. Unde colegul vostru, eu nu cred în așa ceva. Înțelegeți problema? Când voi calculați numai 50%, într-adevăr eu vă pune o barieră. Când voi calculați numai risk management, profitul vă dă voi mult. Numai că iarăși este momentul, că și faci profit. Băiatul acesta, traderul acesta, eu calculat risk management. Eu real calculat risk management și numai pe risk management mers. Greșeala lui este mai departe ce faci. Înțelegeți? În tranzacționare, eu într-adevăr mă înțeles, eu învățat. Eu dat voi 5%. Ce înseamnă asta? Eu nu dau voi, îți duc în minus ca atât. Dar în profit îți duc cât voi. Pescari sunt în sau? Pescari, pescari sau pescari? Amator. Eu am un trader care pescari, pescari. Profesionist. Am zis că m-am învățat. A pescui de vara trecut nu m-am mai învățat. Pescui de două ori. Budeu și nișel, nu prindea nișel. Este moment când noi ducem la pescuit. E garantat că noi deodată să prindem pește? Presupunem că noi prindem câte un crăpșor de un kilogram. Ne bucurăm? Și prindem mai departe. Dar deodată și pas prindem? Crăim ceva. Sau vreo unul vreo 10-15 kilogram. E ca așa și pe piață, băieți. E ca exact așa și pe piață. Voi, principal, trebuie să respectați niște reguli elementare, risk management. Acolo, două ori, trei ori, îți dau pe piață, da. Eu tranzacționez, tranzacționez, da, eu ce sunt doare, mă, ce sunt doare, mă, ce sunt doare, mă, da, și ești așa să oară, pe ce să-ți dau 3.000?
Spre ce să o las? Că așa e piața, e tot timpul are mișcări. Dar dacă se rupe undița. Înseamnă că te-ai dus la un pește mare. După cât am înțeles, crabul nu se face ei. Asta e și ce soare. Vedeți? Experiență. De asta așa am spus că mă întreb experiența dumneavoastră. Nu, nu. Cum îți vă dau eu experiența mea? Eu nu vreau să pagărez două conturi de dar voi în general n-ați trăzit să vreau să deschideți mai să spuneți unii, eu azi să spăl, dar vă rog să... Dar vă rog să puneți de-asta care spală, că eu de regulă nu iubesc spală. La pasta nu-i moică cea care a fost. Da, voi deschideți unii de ceilalți. Și azi vreau dumneavoastră să fiu client de el. Aici am făcut asta. Eu sunt, nu sunt greșit, nu sunt odios, eu puteți să vin. Îi fac bani. Este o spălătorie la Galba Iulia, acolo la Express. Eu tot timpul acolo îmi spun de 40 de ani. De ce? Și prietenii că mă întreabă, tu știi, nu-i bun, eu uite, este 160-160. Păi eu vreau cu. Dar de ce? Dar de ce? Eu zic că nu mai fac și la scaun, nu mai fac și torpedă, nu mai bun, și știi, discul, nu mai spală. Da? Ce-o problemă? Dar și nu-ți duc să îți fac față de el, nu-ți permiteți? Dar eu de ce trebuie să mă gândesc față? Prea ales, băi, dar de ce? Pentru că eu asta fie. Dacă îți vorbești, nu mă să faci. Dar cu altul timp să mă. Dar chiar până îmi zădem de absurd și îmi fac programare. Și nu cum, eu nu zic, poate mai sunt scoturii care spau bine, acum îmi zădem de absurd. Adică din 10 cazuri, odată omul poate să vezi să-și crească, dar restul spau este un bine. Dar știu și nu sunt dezamăgit. Nu, dar dar ce să? Ei. Eu pot să am un cunoscut de spălătorie. Putem? Am un cunoscut la spălătorie și acasă. Data viitoare să vă anunț. Să voi cu și să vă. Eu nu sunt băieț. Eu oraș așa și zic. Până afară, că până afară, principal nu am spălătorie, nu fi nici. Nu iubesc colțul, nu-i prav ce vă spui. Și care? Eu odată am avut... Eu nici nu am pretenții, nici odată am avut pretenții. Să grubesc la persoană și nu știu cine era cu persoană. Am avut noroc că nu am venit cu ei. Încă doar trebuie să produceam la o benzinărie și adică venit două fete cu un Porsche. Și noi, băi, să râdeam, băi, nu, gluma. Așa să nu glum asta. Eu trebuie și un... Erau blondi, așa vă mi-a ușor. Blin, dacă prineți așa, cred că o militați, cred. Dar nu-i glumați. N-are importanță. Realizat că nu trebuie să glumim să-mi dă. Mă, ei s-a răscovat. S-a fix așa, o vorbit că... Pe ce zi ea? Ea s-a dus acasă și a luat juristul, că așa devine financiar, are tot prin jurul. Și a luat juristul, s-a luat înregistrare video și a plătit bărbații care alimentează 45.000 de luni, au plătit salariul de 2-3 ani mai mult. Pentru două vorbi spus, vreau să vă aduc aminte dintr-un film Gentleman, dar mai pe cazul ăsta cu blondele. Ați privit filmul ăsta Gentleman care mă duce? Și acolo este niște sportivi care îi costume, da? Și acolo este un negru care zice și Черный уродин. Тренор, я у тебя бы не умеешь черный уродин. За кум акуру, да? Что ты экспликат на тренору чем? А ты не кауза, кто ешь и негр? Да урит, да, это комплимент, примешь комплимент, теперь не просто пуй, урит. Урит, урит. А Саша, если человек, мой сын, два ной, парк фемининный, кварит вон, с нас супер, ну, важно. Да губи, ну, как бы, за масло, фирма. Штицы, как момент, есть, а катари блондок, суспрат, чтобы поговорить, каши, приятно мясо, стою, как и минус, Петр Дэнши. Eu mai înainte tare de exonam când ies cu neau, nu, mă numeau, măgare, boule, nu știți, mai sunt așa, vedeți, da. Și mă spram și redu, și dau la nască. Și mă stau și mâine, zic, ce? Asta e părerea lui, el are că drept să-și pui părerea lui. Și mai, poate să zic, mă,
mâncare, bă. Câtă sucă, dă mâncare, mă. Și o să vă ajutați mai tare, soi. Poftim? Ca să vă ajutați mai tare. Posibil. Ai, tu uite pe zonă să mâncă. Da? Mi-a mai zis o dată. Vreau eu vă spun pe mine, trading-ul tare nu schimba. S-a început azi trading-ul americani. Au minusuri, real au minusuri, dar au și plusuri foarte mult și multe am luat de acolo. Mă dinșe că real e indiferență totală. Asta m-a învățat și eu. Sași la mea este principalul să fac bani, să trăiesc bine. Cred? Dar părerile cuiva, ești ceva normal că ei să aibă părere. Corect sau nu? De asta, dacă prietenul meu sau blondă care s-a supărat, eu dacă vin să fiu alături, trebuie să zic, ce super! Ține-ți tu un compliment și tu te mai departe și gata. Gata, simplu și frumos. Pentru că anume oameni deodată când glumesc, sau special fac asta, sau din glum, poate într-o bără, ei n-au vrut nimic rău cu prostul la mine. De ce nu vă gândiți la chestia asta, când eu special fac asta? Și aia mă imaginați, că eu mă nervez, dacă dimineața, că cineva îmi taie cale, eu mă nervez. Vreau să o ajung din urmă să-i tai și o cale. Încă bine dacă el încă se oprește și nu faci al doilea pas, se oprește la primul, zici și cer scuze. Tu rămâi nervat, vii la lucruri nervat. În șechi la angajații tăi, la colegii tăi, ce îți faci? Te descarci. Te descarci pe dâns și ieși și fac mai departe. Te descarci pe trader. Trader și faci mai departe. E minus! Zăi-ți moment, dacă eu am dat un exemplu și poate să fie în caz dacă noi îmi permitem cumva să ne fie și expoziție. Îmi dai și înapoi la chestia asta. Voi puteți să tranzacționați cum vreți. Tu îți faceți milioane. Eu am să mă bucur. Sincer, vă spun, eu am să mă bucur. Și dacă ați mai dat câte un interviu și ați menționat un masterclass cu mine, asta deci, general să fie perfect. Eu am vrut să chem cu tine trader. Eugen, hai! Hai, eu vă stimez, eu vă respect, dar hai voi! Scurtez, fășez, dar eu... Dați-mi pașnic. Greu la noi să dezvoltăm trading-ul acesta. Întoarce înapoi la startup. E greu de dezvoltat. Dacă câți din voi au recomandat pe cineva un trading să vină. Una când spune și una când e recomandată, sunt două lucruri diferite. Mi-a spus ce aici poate să iei, deci am și câte porcaluri pe asta. Și i-a dat întrebarea, tu ai scos? Da, i-a dat întrebarea, tu ai scos? Da, dar voi nu recomandați du-te cum și pui bani. Eu ieri vorbim cu director, contabil, șef, doar Victoria Pană. Vorbeam că suntem prieteni. Când e la mine o cursă pe gândire? Dar pentru ce? Nu, evident, șef contabil, bani, bai și... Pe normal, primul poș. Dar e întrebare. Ce înseamnă rată de referință? Și ești ias elementar la un lucrător bancar. Corect? Pe urmă dat un răspuns așa. De vreo notă 5, 4, 6. Nu, da, ceva, adică ceva cunoaște. Îți zic, eu sunt continuare. Gata, am înțeles, da, am să vin, dacă... Am să vin, am să fac timp și am să vin mai aici. Eu doar nu i-am spus, vii să facă bani. Dar elementar, își cunoască. Asta trebuie? De ce voi credeți că noi vrem din voi, că voi tot să faceți bani? Eu real vă vreau. Schimb gândirea voastră. Deși majoritatea din noi vrem din start angajare. Pentru că Moldova salariu de 1000 dolari nu prea este. Nu-i problemă salariu. Siguranță spune din start. Nici în siguranță nu-i problemă. Dar vă spuneți din start că nu este posibilitate de angajare și veniți să învățați posibilitatea că spuneți mai departe. O secundă. Noi vin care vin pe angajare, dar vin și cerim. Din care cei care vor să cunoască domeniul dat. Noi le spunem direct așa în față cum este. Problema este în altceva. Noi de mincei suntem informați că noi trebuie să-l creăm. Noi trebuie să-l creăm, iacolo. Noi ne informează. Tu trebuie să înveți bine. După ce înveți bine, trebuie să găsești de lucru.
Și după ce îți găsești loc, ce să faci? Să o hrezi. Pe nimeni nu-i interesat și salariul să ai, și specialitatea principală să ai de rug, să o hrezi. Corect? Ia ca pe noi, asta ne învață părinții, că asta ne invită. E cineva din părinți, eu nu zic părinții mei să răi, dar ei nu ne-au zis niciodată mie chestia asta. Dar poate la voi, este vreun părinte care v-a spus, trebuie să faci milioane. Я как персона, как я мы букуем фарт, мы откровенно шат принц. Кум, я мы букуем, что научил вас принц. Да рамен бери, как вы смотрели с курей. К минимум би бенка, туда залез, туда залез, туда залез. Да, я он тернак классный, но тернак пиздец. Лечил пи, вот пи нов. Я тут ему три бары пнуши. А стала школа шанья ваться, но и с тем ангажаться. Ну, на школу, ши принц, тот бы тот бенка, туда залез, туда залез, туда залез. И ты же шею ваться, ши и я где еще кого с нами время ангажали? Ну-ка, время салари. Я на имаджинации, вы примите суметь давай салари. Приму салари, имаджинации, вы примите суметь давай. А вы автомат, им дать тебе дуэльный крест. Им дать тебе дуэльный крест, боец. Да, когда вы примите салари, да сказать с нами, что судить давай? А то мы сын шанс, вам мы еще судовать такое. Да так вы искать, что суметь давай, и ты отсюда, как аша. Шки вы уйдете, вы его, мы вот уметь давай, мы суду.
Și paralel mai lucram, mai făceam ceva. Și el ajungeam pe 2008-2009, ajungeam la 7-8.000 de lei salariu. Atunci. Da, în comparație cu colegii mei, care puneau 2.000-2.500. E bun salariu. Da, eu creușeam acolo câte 1.000-2.000 de lei să pun după. Până am auzit o vorbă, părinții mei, că șorul s-a găsit, că Jenia s-a găsit de lucru, da, salariul nu e leu, da, trebuie să ducem psihotar să cumpărăm apartament. Dacă pe mine asta băieți, sincer, mă spun, m-a distrus. Distrus. Total de acord. Dar eu și calic, invalid. Dar dacă eu am funcție de contabil, sau instrument în prinții, să lucrez pe undeva psihotare, să-mi facă bani pentru apartament, asta a fost inițiativa lor. Eu sunt de acord, dar eu n-am pus orice. E că de asta am lăsat tot și m-am dus. Pentru că eu altceva în Moldova atunci, eu nu vedeam. Nu vedeam, nu vedeam. De asta eu vreau că voi să înțelegeți. Indiferent ce vor spune vouă prietenii. Indiferent ce vor spune vouă părinții. Depinde foarte mult și vedeți că voi. Dați-vă întrebare, și merită. Și merită, și vreau. Și vreau și merită. Vă aș face de părinire și merită. Atât vei crainăstea, atât mai doi jos ușim. Pe română nu traduc, nu știu la mamă. Trebuie să fie și vreau, ca să știm la ce stile. Ce două întrebare, ce merită, că eu sunt. Eu întrebări de ce stile. Eu nu vreau să spun că am un training de dat să-mi permite și așa asta. Evident că au fost cădeli, au fost multe situații care eu mai am așa credere că au avut 3, 4, 5 cădeli, au avut și tot merg mai departe. Sincer, să spun că mine eu trebuie în combat. O știți pe Elder? Alexander? N-au știți pe Alexander Elder? Cum voi atunci vreți să faceți profit dacă voi nu știți vedeți trader? Este un rus care e psiholog, doctor în psihologie, a mea și-a investit unul din cei mai investiți trader. Care eu practic de 4 ore pierdut depozitul, lucrat și iar investim. Dacă voi spuneți psihologie, că trebuie să vă om care e competent de caracter. Я ca în психологии что-то провалит эмоции. Я уже мы вышли, как ты бесплатно? Не лошадь, не вышли? Вышли, что? Ну, как там вышли? Да, если сами же. Дело там про Газпром. Актюн. Спасибо, спасибо, что убрали парни меньше, и Россия, что убрали. Спасибо. Так, вы вес сюда, хочешь приться жизнь, спросил чего. Vreți faci profit? Faci. Vreți faci? Dar de ce nu? Mai ales în domeniul de asta și practic n-ai și pierd. Dar de ce? Eu, în momentul actual, am trei conturi. Urmează să-mi spun, să eu porci preț sau nu porci preț. Eu nu știu, eu vorbeam de business am mai. Dați povestesc pe urmă. Cineva poate știe istoria mea, cineva nu știe. Eu vreau vă spun la început. Eu am un cont care eu îi practic de mult. Eu cu dânsul fac extrage, vânțin, dar el la mine așa, vaiți. Și am altul două care le-am deschis înainte de pandemie. Sume mari. Adică mari. Peste 100 de mii. Unul dolar și unul eu. Și a fost momentul când așa știem că petrolul cade, că așa scrie în teorie, și pe urmă petrolul ce face? Crește. Crește. Aici i-am dat sell, și aici am închis sell și am deschis bani aici. Și el și-o mai făcut. Încă s-a dus în jos. Dar eu de aici, ca să mă înțelegeți,
am dat bine. Volum mare, multe tranzacții, știu? 5. Lote? Da. Mai mult. Și eu în jos. Și golul duce în alt direct și brandul își vedea. Și ieși și eu logic, și odată mă așteptam că eu pas ajung la șatrez. Dacă voi vă uitat, sau ieși cineva de anul trecut, Vitea a ajuns practic la 14-15 dolari pentru un baril și brandul până la 16-17-18, așa a ajuns. Când eu așteptam practic, când ea cam 30 ajunge și все, el dice să pornească în sus. Și dădeam bani. El iar zice, ia când dice să pornește, iar dădeam. Și când mă uitam, la mine marjul nu soare. Cam strângeam. Sunt două variante. Tu știi cum cumpi petrolul, da, și odată o să crească în sus. Asta de-a mai sigur. Nu. Băieți, asta nu e euro-dolar. Nu e euro-dolar care poate să duc mai jos sau acțiune. Este petrolul, eu nu pas spar piață. Voi înțelegeți? Asta e logic. Asta de-a copil de 5 ani zile, eu trebuie să înțeleagă momentul ăsta. Petrolul nu pas spar. Următoarei 40-50 de ani până să apar trei automobile cu avuri sau cu electric sau nu știu mai ce, petrolul nu poate spart. Dar iarăși, nu merge vorba numai de automobile. Sunt și alte momente care se folosesc de petrol. Înțelegi? Eu nu poate spart. Dar eu ești duce în jos. Era două variante. Care? Lacăt era riscant. Din și cap. Pentru că el și așa s-a dus în jos, mult. Eu dar nu știam pe mine pe unde poate să ajung. De-am gata, nu veri, nu erau, istorici nu erau, nu erau. Eu am folosit Fibonacci, de-am ca să spun următorul nivel. Și să deschid sel și pun în sus, să rămân cu lacăt, bai și sel, păi... Și una din cășeri care... Cine știe când... Cine știe când brandul sau VTI-a să ajung iar la 15 dolari pentru un băiat. Două variante. Da, nu e o mărțină în criză. Nu, nu mergi la alții în criză, nu mergi mie în criză. Nu, vezi, eu am împrumutat. E două ori împrumutat, sumi e mare. Poftim? Nu, am împrumutat. Am împrumutat, eu de acolo nu vreau să deranjez. Așa la mine era... Sarhovka. Asigurarea. Da, ești normal. Da, să știu, mă, trebuie să vă asigurați că, prin omul faci, de faci, și eu tot trebuie să sigur. Dacă să lași pe 6300, să vă asigurăm și dar eu și mașină și cumpăr. Și cumpăr mașină pe urmă și ați fac. Timp? Poți să nu scumpi mașină, ați văzut fost o idee, dar... Să vedeți. Să vedeți. Să vedeți. Să vedeți. Să vedeți. Să vedeți. Să la creștere, că nu când n-am posibilitatea chiar când crește, dar când o fost, adică dacă sunt sminte, o mers în sus și o mers, adică, corecția și iar în sus, o când a doua oară în sus. Ceea că de asta m-am punctat, eu nu știu, de voi prieți sau nu, dar eu am ajuns la concluzie că mers în comun, bani, să-ți fac alții. Nu numai să rezist, dar două trebuie să fac șomajă mare, că de jos îi dau iară cu multe lucruri. Eu am mers la riscul ăsta. Și eu am zis că sunteți timpul. Da, eu sunt timpul. Când mergi vorba de a face și bani, da, eu am zis să fac așa. Trebuie și apartamentul până în așa. La bancă. La bancă. Atunci, e real, trebuie la bancă. Dar foarte, parcă ați spus cu riscul management, cumva, măcar cum o ținteam la dânsă. Eu înțeleg ideea că, știți cum, dar dacă nu ajungi la asta, că nu o să trebuie. Am spus că e investiția nu. Dacă s-a uitat la... Eu tot am avut o... Este datorie pe asta. Am întors de tot datorie. Păi, pur și simplu, eu am o persoană care nimeni mi-a dat pe orice. Просто нес за два кубинки, каждый кубинки только, и пацес. Мы плюс 40 карты.
Am scos datoriile înapoi și am venit dublu, datoriile înapoi, am scos și a mea, că mi-am tot i-am scos datoriile, deci tot am investit. Și am rămas am mai acurat cu 400% din cei ce am investit. Nu spunește unul, 22. Întrebări? Care este suma care noastră de la început? Eu nu e suma. Suma voastră e din scopul vostru. Iată, eu dădeam o întrebare cu studenții în chat. Cât mai bine traderul deschide cont? Cu milion. Da, vădă, în ce traderul deschide cont cu milion? Poftim? Scop. Pentru ce? Dacă are scopul este. Asta și chestia, înțeles? Nu, da, eu îmi ușor în tranzacționare, că depozitul mi-e mare. Eu sunt total de acord, el e mai bine. Dar traderul fără un scop în trading, n-are și face viață. Voi dacă deschideți contul, lici pe sfie, voi faceți o greșeală foarte mare. Dacă cum la noi Moldovenii deschid magazinul lici pe sfie, sau deschid acolo afaceri lici pe sfie, voi faceți greșeli foarte mari. Nu deschideți contul doar numai ca sfie. Nu, nu trebuiește asta. Nu îmi trebuie că voi să aveți rezultate. Dar ca să aveți rezultate, voi trebuie să aveți scop, motivație, cum și voi vă trebuie și asta. Și aici îți dă întrebare. Cât eu vreau pe unul să fac? Nu spuneți chiar că veniți, chiar că sunt niște tineri de 20 de ani. Eu vreau să fac 10.000 dolari pe unul. Deci mă luați în râsul și 10.000 dolari pe unul. Și să faceți voi cu 10.000 dolari, voi 500 dolari n-ați văzut în viața voastră și vreți să mă cu 10.000 dolari pe unul să faceți. Trebuie să fie scopul real. Practic. Eu vreau ca asta să înțelegi. Sau că vine persoana spune, ei, eu vreau 500 dolari să fac acolo. Macar 500 dolari acolo. Iar, asta e minciună. Voi vă mințiți pe voi și vă mințiți pe noi. Eu am trecut, eu am experiență și deodată nu vă cred. Dar consultanții vă cred și da, vreți să vă spune, dai, cum am trimit la coină, dă-i bătaie. Treci 3 zile noi. Băi, dar care e scopul? 300 dolari să curăță. Cum e să fac 300 dolari, el are 35 de ani, are familie, are mașină, are blânt. Cum să fac el numai 300 dolari pe lună? Nu logic, gândiți-vă, el minim are nevoie de 2000 de bani. Minim. Corect sau nu? Cum eu și voi l-ați crezut? Nu, te pozis 300. Da, o zis. E că viață și nu are rezultate acum. Eu vreau că să înțelegeți, nu-i sumă la depozit. Categoric nu. Trebuie să schimbi cu 50, trebuie să schimbi cu 100, trebuie să schimbi cu 1 milion. Dacă n-ați schimbi pentru shell de schimbiți, banii nu-ți faceți. Chiar dacă ești cu 1 milion. Nu, eu nu știu, doar numai știți cum. Schimbiți câteva vreo 20 tranzacții, să uitați de contul shell-ul și piața ducă în jos, până sus și vreți să trebuie să profit. Doar numai așa. Adică să lăsați o diferență. Atunci, da. Cât ai 1 milion și dai 3 voltare, sunt întrebări investiții de asta. Cum cumpere acțiuni sau cum apartament cumpere. Numai că ești concret ajunge. E că eu cu contul și eu, care da, mai rar eu tranzacționez, pe că eu nu-mi prind în mintele acestea. Când se începe vreun trend. În H4, în daily, în săptămânal. Și dau de jos. Eu nu-i neapărat de dată când sus. Eu poate să mă duc în jos, poate să formez o figură, un cap cu umeri mersa, sau cap cu umeri, sau o figură, care va așa, pe urmă se pornește în jos. Și 3-4 luni să fie un iandărvat de care trebuiește. Da, dar mai ajunge depozit. Da, ajunge. E ca acolo eu calculez 5% de smash. E ca acolo eu calculez. Eu acolo calculez. Pe aici toate două conturi, n-am calculat. Nu, să mă scuzați. Experiență. Nu experiență, ce? Și nu-mi fac între investiția, vreau să pierd. Vreau să pierd. Da, pe rândul, eu am dat un volum mare, pentru că eu am spus, eu vă bat. Ori rup, ori nu. Încă așa. Încă întrebări. Dacă aveți valutoare pentru așa, papagii, bune și frumoase. Știți, când am început, la mine euro-dolar era primul loc, pentru că era preferatul. Cum le răstăvim, era pe locul 2.
Numai eu n-am băut preferat. Eu n-am băut preferat. Eu pur și simplu mă uit și care văd când de astăzi profit și eu. Asta poate să fie Caco, poate să fie Spiu, poate să fie Gold, poate să fie Brand, poate să fie eu. N-am preferat. Eu mă real preț. Care e că fac analiză și văd că eu astăzi mie a să aibă mișcare că de cam plus minus în timp. Eu n-am un preferat să lucrez numai cu perechi de altar, categoric. Deci, într-o zi eu pot să intru, dacă într-o zi pe un urmă, am luat 1 milion pe anul zon. 1.150.000. Era o persoană care a venit pe recomandare și tot vorbit de acțiuni, că vrea să facă lecții în acțiuni. Da, nici o problemă, și tăman 4.5 pornește piață. Și mult Amazon, chiar mă întrebat de Amazon. Uite, eu trebuie să meargă în jos. Eu să... Când vorbim cu 300, plus 200.000, plus 300.000, minus 100.000, minus 200, plus 200, plus 300, plus 400, plus 500. De unde să ies, uite, că nu știu să-l închid. Eu mai am problema asta, că nu închid tranzacția. Și mai bine, dar mi-a scut dat-o stăgea și când mă urmă să închid să trec tot. Da, v-ați spazat? Prima tranzacție mea, care e un take profit, mai mult de 1.000 sau. Ați deschis vă dat o tranzacție pe recomandare privată? Da, foarte multe. Foarte multe ori deschid tranzacții pe totul loc. Vine traderul sau mă scrie pe Viber, domnul Gen și părere vezi pe care. De care eu văd său acolo. Eu mă uit pe care, bine, real să ai stăt. Său. Da? Foarte multe ori eu pot să spun. Pot să spun practic. În 60% eu uit pe piață de una prognoză voastră. Nu cum, întreb voastră, voi doar mă întrebați? Eu mă uit și sunt de acord cu prognoza și ești deschid tranzacții. Eu doar nu stau pe mine pe viață. Am un prieten care e director la bancă. Flin, eu nu e practic vreo 340.000 de oameni făcut. Vine dimineață, nu mi-e gen, iau de aici intrare pe carte. Da? Eu ies, eu vă cumpăr, nu? De ce? E, cum mai gândit, nu știu, la dumneavoastră. Eu îți aleg. Nu mă cărchi, nu mă cărchi, nu mă cărchi. Real, nu mă cărchi. El așa, mi-a răzut. Pentru că eu nu am nevoie prognoză. Îmi dădeam drepturile astea care eu nu am șocat. Și acum, pe care voi doar știți, că acolo nu mult timp trebuie, știi? Maximum, o oră, o oră și mai, și așa. Și am răbdut. Așa mai mare volum care îți scrieți pe la tot. Sau cât vă permis? O lumă? Da. Dar maxim 100 de ori. Nu mă pot schimba. Am luat și cu 1000. 1000? Da. Apilerat? Da. Impusibil. Schis tranzacții cu volumul de 1000 de ori? Da. Nu ți-am mintit și cotații, dar am schis cu 1000 de ori. Așa... Bine, nu știu, cotații care eu transpuneam mult de ori. Jari. Jari cu mult de ori. Da, vă rog frumos chiar să-mi căutați, că tot nu știu tot este. Adică noi râdeam și uitam acolo când cresc. Nu? $1, $2, $3, $4, $5, $6, $7, $8, $9, $10, $11, $12, $13, $14, $15, $16, $17, $18, $19, $20, $21, $22, $23, $24, $25, $26, $27, $28, $29, $30, $31, $32, $33, $34, $35, $36, $37, $38, $39, $40, $41, $42, $43, $44, $45, $46, $47, $48, $49, $50, $51, $52, $53, $54, $55, $56, $57, $58, $59, $60, $61, $62, $63, $64, $65, $66, $67, $68, $69, $70, $71, $72, $73, $74, $75, $76, $77, $78, $79, $80, $81, $82, $83, $84, $85, $86, $87, $88, $89, $90, $91, $92, $93, $94, $95, $96, $97, $98, $99, $100, $101, $102, $103, $104, $105, $106, $107, $108, $109, $110, $111, $112, $113, $114, $115, $116, $117, $118, $119, $120, $121, $122, $123, $124, $125, $126, $127, $128, $129, $130,
țara asta a fost cu rugă rusească. N-acum. Mai înainte. Mai înainte. Cel mai interesant, că acolo eu am făcut un multicomper, experimental. Găpurile. Ne-am întors atât pe povedea? Găpurile. Ombre. Acolo și găpurile erau. Și ombre erau. Și mișcare era. Acolo, e pur și simplu primeau de la Sberbank și acolo într-adevăr, în punct era egal cu 100 dolari. Dar o mișcare era ca două cifre după virgul. Nu cum la euro, dolar, 4 cifre. Și acolo cum faci euro, dolar, un punct, pe eu acolo făcea de-am 10, în 100 la 100, asta de-am 1000 puncte. Acolo într-adevăr, mă aveam 1 și am 5. Chiar dacă aveai depozit de jumătate de milion. Ca o scalping serioasă. Da, un scalping. Deci, stai de acolo. Dar nu știu, mă înțeles mult că trader nu e pe scalping. Eu tot. Dar acolo îți primi. Eu scalping asta trebuie să stai permanent la calculator. Eu n-ai. Trebuie să închid double keys atunci stau să fac scalping. Când eu pot schid o transacție, nu am profit. Este un moment, scalping,
Recomand. Dar recomand pentru traderi care au mai mult de jumătate sau oameni de zile pe piață. Care deja e motiv din punct de vedere psihologic. Zero. Ei nu reacționează. Dacă și el a trader, el încă mai face scalping. Începători, scalping niciodată nu se primească. Doar numai acolo, vreo 2-3 zile și gata. Nici și cap. Pentru că Boeing persistă factorii psihologici. Și de 100 să luați vreo 3 tranzacții minus, chiar acolo de 10-20 de puncte. Apoi gata, voi deam la 4, dar chiar dacă ați ducă minus, voi deam la să începeți, deam la să o lăsați, să o lăsați, să o lăsați. Și scalping deam la spunește. Asta la nivel psihologic. De asta eu scalping vă recomand doar numai traderi care deam la își pot controla emoțiile. Dacă atunci eu recomand scalping. Dacă voi nu puteți controla emoțiile, atunci uitați scalping. Încă întrebări? Pe care din cheierea tranzacțiilor în manual? Să le lăsăm în timp profit sau să închidem manual când mai mult dare? Aici nu-i putești acum. Asta e problemă. 9 ani de zile am, eu tot n-am mult. Unica și fac eu ca să nu închid manual, eu fug de la calculator. Eu real vă spun, aici e problemă și la mine. Eu dacă văd că ies-o cu 30, 40, 100 de mii dolari, că am deschis calculator și văd că e profit, de-a nu închid. Chiar dacă te-ai profitul, mama câine, nu știu unde acolo sus. Eu de-am închid, gata. Nu, e că nu știu ce să faci. Dacă de asta mă străduie să fug de la calculator. De asta, la mine, tot timpul să vedeți tranzacții numai cu minus în roșu. E când se transformă în albastru, deodată închid. Eu cu asta chiar nu vă pot așa. Dacă vreți, că puteți să faci tot sfatul ăsta care vă recomand. Schizi tranzacții și ușiți din piață. Închideți calculatorul. Și țineți-vă ca cu dinți, nu ca nu știu să primești, că ia nu te telefon spune. Жизнь, da? Da, este chestia. Cu asta eu, sincer, spun, eu tot timpul mă văd. Grabă și închiderea în profit, asta la mine e real. Când aș putea să fie tot în verde, acolo, da, frumos așa cum voi, pe sfiat, verde, verde. Eu n-am trebuit să fiți niciodată. Încă întrebări? Ce părere aveți de spin? Ce îți spune? Am evitat să mă scadă? Acum. Așa, acum. Eu, practic, nu am jumătate la Marești. Eu primul. Asta nu e normal. Din punct de vedere tehnic, asta nu e normal. Plus la asta, când tu vezi că doar dăm sorprinde, doar o stabilizație, reporting nu știu, dar să fiu tot crește. Asta nu e normal. Aici ceva este la mijloc. Oricineva are interes ca să ridice acțiunile acestea, indexul de acestea să ridice pieță și vedea și crește. Pentru că altă explicație, pur și simplu nu-i găsesc. Din punct de vedere economic, el n-are de unde să crească. Dar nu e normal din punct de vedere economic, el atâta să crească, mai și mai, să crească fără corecție, fără ceva măștabă să fie. Mai departe, eu am făcut o cădere foarte mare. Asta tot din cauza dolarului american. În mare măsură, eu am mai bazat dolarul american. Trebuie să știm ce să facă dolarul american și atunci, un 70% ne știm ce să facă SPO. Dolarul american, cartare încă nu se așteaptă la tărie. Eu ar mai trebui încă o dată să mai cad în jos, depinde că nu știu am uitat ce să iasă. Poate și zbucnească în sus. Dar eu cred că eu ar trebui să mai duc în culeac în jos, pentru că este acolo unde e, 89 sau 88, așa că de acolo eu posibil să pornească în sus. Dacă îți pornească în sus, atunci undeva e SP-ul să-l trag în jos. Dar părerea mea, eu nu mă șaxam la bani. Nu mă șaxam la bani. Nici la sell-ul. Dar buyer precis nu. Pentru sell aș aștepta ceva timp să văd care e situația și face mai departe. Da, eu să nu sunt mai în jos. Mai că noi să vă așteptăm următorul sell, eu trebuie să fac o corecție. Să fac o corecție și pe urmă vedem. Spunește iar jos, iar spate deschis. Dar asta ia, doar pe perioada scurtă. Perioada lungă, încă nu e nimic care de semnal de sell. Dar buy categoric n-am deschis. Încă întrebări? Da, Google. Google? Cine mă întreba? Credeam? Informații ne reprezintă.
sistem acum are corecție? Nu, eu pe Google n-am intrat vreo săptămâni și mai mult. Dar vreau să-ți mandați și așa? Eu pe acțiune nu intru așa, numai când văd ceva concret și e ceva concret, am luat profitul și o acțiune ce nu fac. Eu nu reușesc toate, nu, vă dați seama, fizic, să faci analiză la tete, asta e iau, e bine. Dacă vreți, sunt scris de Viber, eu nu am vreo să fac o analiză, să spun și care se face la Google și faci. Ca și fapt, vreți, să fie normal și ca și chiar. Am mai la moment nu pot să răspund, nu chiar nu. Și Amazon, am luat profit și după asta mai deschis și am luat un minus de 200.000. Până să spun, все, deja și am dat Amazon de fapt și care. Așa că de unii zi nu mai am Amazon. Așa. Eu tot am problemă cu euforia asta. Voi credeți că nu mă tindează la ceva mai mult în loc mai mult? Mă tindează. Dar eu mă stăuie tot timpul să mă pun în mâna asta. Am luat o acolo, da? Și eu mă calmesc. E că pe perechi voltare poți să schimbi zilnic. Deschid zilnic fără nicio problemă. Când mergi vorba de cât patruzește speech în suri de acțiuni, eu acolo real deschid, eu am profit și vreo 3-4 zile n-am și căcat acolo. Mi-am făcut asta regulă pentru că e acolo tot tentează. Eu acolo de-am cât patruzește tot într-o acolo mare. Nu într-o convol sau cu două, o să mă joc. Încă trebuie nu se întrebe. M-am străduit să fiu cât mai frumos. La urmă vă spun așa, nu credeți nimic în ceea ce am spus. Am fost odată la totul în seminar și să nu credeți nimic în ceea ce spun. Pentru că eu doar experiența mea. Voi nu puteți să mă copiați până. Păi, este moment când voi ați spus că dacă recomandăm cineva, alții mă întreabă cu mine dacă eu am rezultate. 2-3 de legari nu poate fi. Poate fi 2 oameni asemănători, adică 2 băieți să se, da? 2 fetiți să se. Dar 2-3 de asemănători nu poate fi niciodată. Eu asta dăm legari, în statistică am văzut că nu poate fi 2-3 de legari. Înțelegi? Ce vreau să spun eu chestia asta? Eu am peste în jurul 30 de persoane, prieteni de mine, care sunt în domeniul dat. O bună parte dintre ei și-au pierdut, o bună parte tranzacționează prin și-au problemă, o bună parte de așa fac, spuneți, scoți, spuneți. Chiar dacă sunt prietenii mei, e intenția să diferiți între deși. Și am prieteni care au avut cândva rezultate mai buni ca mine într-o perioadă. A fost o perioadă când și ce profit de eu nu greșeam. Deci da? Chiar dacă eu aveam experiență, chiar dacă eu eram consultant financiar, eu l-am învățat. Și el face profit, dar eu nu greșeam. Este și situație. De asta ca să vă înțelegeți corect. Prietenii voștri poate să aibă rezultate mai bune. Dacă nu recomandați, să doar numai din cauza de ei. Nu, este chestia asta. Bine, că și eu să fac și eu. Azi când fac eu și cumpăr pe Porsche și gata, numai eu să mă. Dar este alt moment. Deși eu am recomandat prietenilor mei, pentru că sam ce ne discutam despre domeniul dat. Asta e foarte important. Pe mine soția nu știe că ați spus. Nu cunoaște domeniul dat. Eu acasă, ca să mă înțeles, eu nu pot vorbi despre domeniul dat. Eu nu pot vorbi despre piață. Eu nu pot să vorbesc nimic despre domeniul dat. Înțelegeți? Eu când intru cu ușa, eu gata, eu переключаюсь, am tată în soț. Chiar dacă am minus pe o tranzacție deschisă în minus, eu nu pot să-l scot, n-am și să-l scot. Voi ați dat să întrebare ce soție pentru nu vreau. Înțelegeți? Și când era cu timp? Trebuie să susțin soție. Vimus, mă, tranzacție, nu trebuie. De câte ori am propus, el nu vrea să, nu vrea să. Nu vreau să treabă cu asta, nu e interesant. Și noi eram momentul prietenilor. Și de ocură. Dar când eram undeva, mă simțăm informat, cum că străinile sunt foarte și mă ocură. Bună parte spune eu că asta e Lăcătron, dar bună parte nu sunt așa. Așa cum de am văzut, nu ne ce rușuie să străinile. Poftim? Nu ne ce rușuie să străinile cu așa trebuie.
домой, как на долг, владеть на фермере, мы все практически собираем реку. Если вы не мерезли кого-то, бредим прокурором, бредим полицейским. Это не прям честно. Арестовать и строить. Гад, но на ивим теме дискуссии. Но для меня стоит важный импортант. Вы, так и рекомендации с прежним дворством, вы пытаетесь в консультации. Вы, я говорю, вы сел пьер два. Мне не рушили, сел пьер уже с подобным джетки, а сама ну аль тайну стрели. Я с пункту прилетал. Есть ли плюс у нас? А пропустите, с подобным джетки до буквально на фильм, а то ты у вас стрелец спецфон. Сейчас там и дираж. Блин, контрпрофит, да? Ясно, вроде у нас Андрибацман. Андрибацман хочет срешить сейчас. Эй, Андрибы. Хай, сделаем конца вообще. Так, а весь Андрибы, да, сюда крым. Если Бигена автоматизирует робот. А, ну да. Не крына, что там его труба, ясно. Привет, Ремя? Нурик ума. Да. Нурик ума. Робот с избуни. Например, ну, около после слепец. Да есть буйно, но так есть депозит до сути, 3 сути минус. Я готов, что результат есть в роботе. Ну и аша код. У роботе будет мой личный шудат. Касман Цвейс, роботе, так шлева на узы для роботе. Роботе, если есть как утрейдер, пуник, пусть индикатор, карива параметри, що інше без факту карива з помаша. Стратегії, карі, скільки транзакцій. Робить все. Як є, наприклад, стохастику, коли почнуся з просатурації, стрибати такого не вілу, є автоматично скільки транзакцій. Як є, чувати діло, є така сфія, клар, тут буде. А моя імагінація, на тімні пандемії, кризи, кит суду з брендом джос, кит транзакцій десь де робиться. Eu măcar deschidem lacuri, mai folosim și lacuri, urmă, mai punem, mai spunem. Dar s-o gândesc că voi dați voi roboții să facă chestia. La fiecare acolo. Dacă nu ești la de noi, stohastică de supra la nivelul 80. Nu faci așa ea, său, 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 său. Dar eu tot duci și duci în sus. Dacă nu e depozit pentru asta, îi cladăm și suntem. A noi chestia asta cu roboți, a apărut în oficiul din Milano, коли я був трейдер, то я був брокер, хай ми сидимо на емоції, хай там був фост брокер. Шел типа Арі, казва робот, шел типа вра. Фаду, я все був трейдер, все був всі конюктив, пур всі був гай пелерон, ка си пак упам що так, що це сам. Адика, прес контур з конюктив, шкен скидав один, скидав третій контур. Бум, чей кайлер вів сутки мій долар, транзакціонаж на зеро діалог, робот зеро хайс. Чей кайлер вів чинь здесь, чинь сутки мій товар, ești normal. Ești normal. Eu doar v-am spus. Sunt trenduri, sunt nivele care ăștia sunt două instrumente care arată cel mai bine piață. Și tot 70-80% probabilitate. Indicatoarele tehnici care sunt. Asta e un adăugător. De câte ori stohastic sau MCD-uri se formează convergență, divergență, trebuie să duci mai departe. Robotul deschide tranzacții. El doar nu știe, el doar nu vede piață, el nu sunt piață. De asta e o categorică să contra roboții. Niciodată nu se poate să roboții. Asta e una. Doi, dacă nu poți să tranzacționezi, poate mă mai gândim la roboții. Da, așa. Din contra, eu până să poate. Și nu știu ce să fac, că să ajung și undeva să mă retriesc. Mai înainte mă retriem, dar nici nu retriesc. Mă aștept mai deranjat. Așa că asta fac, pașul. Sări. Și la rezina îți fac un joc să zici. Da? Nu, nu chiar că am fost așa. Eu știu că am fost la rezina. Bun, încă întrebări. Sunt sau nu sunt? Deci, în final, vreau să mă repet în urmă. Dați-mi întrebare și vieți. Dar de văd, iertați-mă, nu iertați-mă. Контурно, те са нескиз декат гец. Мие, долу, три, ши, зеш, сута, долу, сута, милиона. И пиниш и гец по един контурно. Гец фай си казино, тоже го удежа да го попросим аз на класс от ясно.
Vreți să faci trading sănătos? Aici deja transformează depozitul. Și o să calculează 5% de smarge. Voi decideți ce vreți mai departe. Noi, maxim ce putem să facem, să vedem careva să facă. Noi nu vă suntem nici părinți, nici frați, chiar dacă vrem acolo undeva să fim și lași de scurt. Te depinde de voi. Nu uitați niciodată, conturile voastre care voi le deschid sau care le aveți, sau care urmează să le deschid, că am spus că sunt și cei care le ele, depozitele sunt a voastre. Voi nu puneți bani, că contul nimănui. Că cineva vă o zvăjut, sau cineva vă tranzacționează, sau cineva nu știu ce. Ele sunt a voastre. În dat când voi deschideți, vă trebuie să înțelegeți prin și voi o deschideți. Real, vă trebuie asta? Atunci, intrați. Nu vă trebuie asta. Vrați până trebuie. Prea poate mai profitare. Nu trebuie să vedeți, trebuie să vedeți. Treabă mai, da? Oamenii îți duc până lei și tu duci să vină și lei. Mie dată n-am să-i bani. Da, numai că aici este momentul că colegul vostru nu s-a uitat la concurență, nu s-a uitat la loc, nu s-a uitat cheltuielile care sunt, statul, impozitarea. Ei nu s-au uitat la chestia. S-au uitat numai că da, prin poți să cumperi 15.000, mai dai 15.000 marketing și vse. E ca business-ul ăla și să construiești. N-ai reușit asta să spunem încădată în criteriile ce. De alege un business, de alege un domeniu. Dar într-adevăr, pe lângă faci profit, concurență, cerere, sau piață. Locul e foarte important. Tu poți deschizi undeva, de că când vii de la Bells, pe trasă și este la după Orhiei acolo. Orhiei, da. Poți deschizi acolo? Eu sunt sigur că acolo nici 15 nu se vezi. Acolo e desiat. Întrebarea este, cine spate acolo? Tu ori spiri, ori când duci în sac, dar nici în sac nu spiri. Îți vii înapoi și iar nu mărgărești. Pentru ce nu o spiri? Trebuie să trebuie gândit băieță. Ca să deschideți un business, de asta și vă zic, ori în domeniul dat, ori în oricare domeniu, voi trebuie să înțelegeți când și cu ce scop. După aștept o strângătă. Și când plouă, după ploaie tot. Dar când plouă, stau să rămâne așa de la fotbal și fumează și joc pe asta. Mai sunt întrebări. Bun, eu vă mulțumesc.